ziua! Bine, bine v-ați venit! Fac eu așa pe speaker-ul, dar... Bine v-am găsit! Observ persoane pe care le cunosc de la seminarii de mele și mă bucur să vă văd și aici. Și observ persoane noi pe care nu am văzut niciodată. Însă, așa cum ne rugăm de fiecare dată, să ajungă în locațiile în care noi venim și încercăm să aducem câteva informații și câteva iubire necondiționată și lumină, ne rugăm să vină exact persoanele care e scris să ajungă. Așa că să știți că nimic nu este întâmplător în viață. Și dacă suntem toți aici acum, așa era scris să fie. Vă mulțumesc pe această cale că ați venit și sper ca tot ceea ce avem noi să vă oferim și tot ceea ce și dumneavoastră aveți să ne oferiți nouă să fie într-un echilibru perfect, într-o armonie divină și de ce nu să plecăm fiecare dintre noi cu mai multă bucurie de viață din această seară. Subiectul abordat este unul sensibil pentru noi toți, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi trei. De aceea, noi trei astăzi am avut foarte mari emoții și am încercat și o să încercăm în continuare să ne calmăm, dar e clar că subiectul trezește anumite emoții un pic diferite de celelalte subiecte abordate de obicei de noi în seminarii, ateliere și conferințe. Aș dori să începem și pentru asta o să începem așa cum încep de obicei ateliere și seminariile. Am să vă rog, pe cât se poate pe parcursul acestui seminar, să nu țineți mâinile încrucișate și picior peste picior, ca să puteți să primiți cât mai multă iubire, energie și informații. Nu este obligatoriu, este doar o părere. De asemenea, o să începem așa cum începem de obicei, spunând fiecare în gând Tatăl nostru, iar apoi făcând iertările. Spune Tatăl nostru, da? O să avansez un pic discuția și o să facem iertările, așa cum le fac eu de obicei. Dacă aveți întrebări, puteți să puneți întrebări după aceea. Eu o să spun tare, iar dumneavoastră o să spuneți în gând. Când eu spun eu, Rita Andreea, vă iert, dumneavoastră spuneți eu, numele dumneavoastră, vă iert atât pe mine cât și pe prietenele mele. Da? Și apoi invers. Iartă-mă pe mine, Rita Andreea. Iertați-mă dacă v-am greșit vreodată. Cuvântul, cu gândul, cu vorba, cu fapta, acum sau în altă viață, cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără știință. Eu, Rita Andreea, vă iert
dacă mi-ați greșit vreodată cu gândul, cu vorba, cu fapta, acum sau în altă viață, cu știință sau fără știință, cu voie sau fără de voie. Sunteți liberi și sunt liberă. Fiți binecuvântați. Ce nu putem noi să iertăm, să ierte Iisus Hristos pentru noi. Amin. Acum că ne-am mai armonizat cu toții, o invit pe prietena mea, Florentina Opriș, care nu are nevoie de mari prezentări, să înceapă acest seminar și să mă împărtășească din experiența ei. Ai și microfon dacă vrei. Cred că mi-e bine și eu mod așa. Să încep să fiu destul de atentă sau vocea destul de răspicată să mă auziți. Bună seara sau bine v-am găsit. Inima bate așa cum mai în probele pe care le făceam când eram copil, o simțeam. Atunci o simțeam din cauza emoțiilor concursului, acum o simt din cauza emoțiilor pentru că voi vorbi despre viața mea. Și atunci când vorbești despre viața ta, nu e chiar simplu. Copil fiind eram foarte rușinoasă, îmi opinai, acolo stăteam. Niciodată n-am crezut că eu o să vorbesc cu oamenilor, că o să fac emisiuni, că o să am așa parte de o viață în care trebuie să stau în față și să vorbesc. Așa că, dacă atunci nu credeam, acum iată-mă în fața voastră, spunându-vă că mă bucur că pot să vorbesc despre un subiect care este pentru mine parte foarte importantă în viața mea. Și vă fac așa o mică poveste cum am început în viața pe pământul ăsta, o familie foarte frumoasă în care am fost foarte iubită. Și acum cred că trebuie să fim cu toții iubiți, în care am dăruit iubire și în care aveam la început trei temeri. Era teama de singurătate, teama de moarte și teama de durere. Și toate temerile astea mă urmăreau periodic așa. Când eram lăsată singură, nu înțelegeam de ce și m-a bucat plânsul. Când auzeam că cineva a murit în partea unde a lumea asta, eram dărâmată de nu mai puteam să fac nimic. Și când auzeam la fel că pe cineva doare, nu înțelegeam ce înseamnă durere. Și întrebam pe mama, dar cum e să te doară? Și atunci mă strângea tare așa de mână și spunea, uite, vezi, asta e durerea. N-aș vrea să o simți niciodată, îmi spunea mama. Și am început să cresc, să fac sport de performanță, să mă bucur de viață, să fiu un copil răspățat, dar un copil cu principii, un copil care știa ce are de făcut. Și pe la 18 ani l-am întâlnit pe soțul meu. Fost sportiv și el de performanță. Un băiat foarte frumos și foarte echilibrat. Și am hotărât noi că nu mai vrem să trăim unul fără celălalt pe pământul ăsta. Și asta se întâmpla prin 86, când nu era foarte ciudat să te căsătorești la 20 de ani. Și când tata a zis că eu vreau să mă căsătoresc, a rămas un pic blocat și a zis, sigur, foarte frumos, dar mai e timp. Și am zis, nu, eu acum vreau, dar s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, dar acum vreau. Când l-a cunoscut pe soțul meu, a înțeles de ce vroiam. Era un om cu totul special și acum pot să spun că, din punctul meu de vedere, a fost cel mai minunat om care a trăit pe pământul ăsta.
Pentru că am trăit fericiți 24 de ani. Foarte fericiți. Eu credeam că toată lumea este ca mine, fericită. Și că nimeni nu are nicio problemă, așa cum n-aveam nici eu, în niciun fel. El știa temerile și fricile astea ale mele și încerca de fiecare dată să mă protejeze, să nu am parte de ele. Până când... Dar voi de ce sunteți aici? Cine și-a pierdut pe cineva? Mâna sus. Toate ați pierdut pe cineva? Foarte drag. Cât de drag pe o cascară de la 1 la 10? 10. 10 acum? Sau era 10 și înainte? E groaznic de dureros. E groaznic de dureros. Și... și plâng. Dar se spune că dacă plângi, ți se curăță. Ce? Nu. Ce? Nu. Ți se curăță ochii. Mă și gândeam ce să zic. Durerea nu se curăță. Nu se curăță așa de ușor. Pentru că făceam lucruri minunate împreună. Toate lucrurile le făceam împreună. Și ne pregăteam să sărbătorim 25 de ani de căsnicie. Și spunea fiului meu, care are 22 de ani, că o să cer iar pe mami de nevastă. Și o să trăim iar cel puțin 25 de ani. Și eram foarte fericiți. Și abia așteptam momentul acela. Numai că a venit un alt moment, că în viața asta, momentele nu sunt cele pe care noi le gândim sau le creăm. Sunt altele. Eu mă uit așa la mine, cumva, din depărtare și zic, tu cum de poți să vorbești? Îmi tremură toată ființa, dar e bine că pot să vorbesc. Pe cine ai pierdut? Pe lui. Știi, pentru toate lucrurile ne pregătim în viața asta? Pentru asta? Pentru asta nu. Nu ne pregătește nimeni. Ne lasă așa, un alt. Să se vă mai pregăti, pentru că era foarte înțelept. Și probabil că în interiorul lui simțea anumite lucruri, dar pentru că nu vroia ca eu să sufăr, nu mi le spunea. Decât așa, foarte filozofic. V-am dădea să citesc o carte, v-am ducea în anumite locuri, v-am uitam la un film, v-am povesteam tot felul de lucruri. Și plecam foarte mult în vacanță. Nu mă ne plăcea să călătorim. Și la un moment dat, eu am... fost depusolată pentru că soțul verișoarei lui, care era pentru el ca un frate, a plecat dimineața de acasă și peste o oră au sunat-o pe soția lui să spună că a avut un accident de mașină și că nu mai e printre noi. Și am zis, nu se poate așa ceva. Și ea a intrat într-o depresie cumplită. Și soțul meu a încercat să o ajute și să o facă să înțeleagă ce e de fapt. Iar eu i-am spus, știi, dacă mie mi s-ar întâmpla așa ceva, eu aș călători și n-aș intra în depresie, cum aș apuca de băut și de cum a făcut ea. Ajunsese în așa hal încât era pe punctul de a pleca și ea de pe lumea asta. Am intervenit la un transplant și... norocul ei a fost că undeva a lezăpuș un accident, s-a prelevat un ficat și era chiar cel pe care l-a transplantat ei și a trăit. În aceeași perioadă,
după ce ea a trăit și pe ea am ajutat-o să trăiască, veneam dintr-o vacanță și am aflat că soțul meu are o problemă și am zis nu, soțul meu nu are nicio problemă și el a zis nu, sigur n-am problemă asta. Și am căutat peste tot în lume să vedem ce se întâmplă și de ce are problema asta. Și medicii au spus că ne pare rău, dar apare o dată la 5 ani în lume și nu există decât o singură rezolvare, intervenția chirurgicală, care, pentru că e pe vena cap, vă implică un risc major. Vi-l asumați? Și el a spus nu. Și atunci când a spus nu, eu aveam foarte mare încredere în el și am crezut că va trăi forever. Doar că am mai lungit-o încă 2 ani jumătate. Timp în care cred că m-am pregătit pe mine, sau nu cred, sunt sigură că am făcut asta. Pentru că acum mai mult de 2 ani jumătate, el a plecat. Când a plecat cineva din viața voastră? Cât e de atunci? Nu. 2 ani și 4 luni astăzi. Da, îl numărați așa? Zilele, lunile, anii? Da. De ce? Pentru ce mi-a rămas. Ce mi-a rămas? Să nu mă zilele și ani. Nu e adevărat. Știți ce mi-a rămas? Bucuria. Da, aia este. Că ați fost cu el. Exact. Pentru că, da, într-o zi de 21, și era fost 21, el a plecat de pe pământul ăsta. După ce fiul meu m-a luat așa de umor și am trecut prin fața patului lui. Și n-am crezut. Pentru că eu am zis, nu știți, el are puls. Și doctorul mi-a zis, nu, nu are puls. Și atunci am văzut ce înseamnă moarte, durere. Și să rămâi singur. Și am crezut că eu o să mă prăbușesc. Doar că asta se întâmpla sâmbătă. Și eu pregăteam lansarea cărții mele. Și el își dădea acordul pe ea și spunea că sunt de grozavă și că o să mă descurc bine în toate. Și după ce a plecat, duminică, eu trebuia să merg la un eveniment cu vreo 400 de oameni în care să vorbesc despre cât e de frumoasă viața și cât e de important să ai o viață echilibrată. Și el era acolo, la morgă. Era la morgă. Dacă înainte nici nu puteam să rostesc, că da, vă spun, era la morgă. Dar acolo era trupul, pentru că sufletul era cu mine. Sufletul lui m-a ajutat atunci să mă îmbrac, așa spunea el tot timpul, știi? Tu trebuie să fii frumoasă, îmbracă-te, aranjează-te și ieși. Sigur se va întâmpla ceva bun. Și atunci m-a ajutat să mă îmbrac și credeți-mă că tot ce vă spun acum este punct cu punct foarte viu încă în mintea mea. Am ajuns în fața sălii acelea pline și le-am spus câteva vorbe, nu știu câte, dar energia lor m-a făcut să înțeleg că pot să merg mai departe și că mai am lucruri de făcut. Am ieșit de acolo și am țipat când m-a ținut gura în mașină. De ce ai plecat? De ce mi te-a luat, Doamne, Doamne? De ce, Doamne, faci asta? Nu știu dacă vi s-a întâmplat asta. Vi s-a întâmplat să urlați? Așa? Și să vă... să-i spuneți la Doamne, Doamne că nu-i drept și că de ce face lucruri din astea? Vi s-a întâmplat, nu? Și cât de tare vi s-a întâmplat să țipați? Foarte tare. Până răbușești? Da. Până te îmbolnăvești a doua zi. Așa, nu? Trece, dar nu mai știi nimic, da. Așa.
Și am plecat înspre cimitir și acolo la cimitir am zis că eu o să cad acolo jos. Mâncare și că nu mă mai interesează. Și nu, mi-a căzut din mână tabloul cu fotografia lui. Și ăla pentru mine a fost un semn că el a rămas cu mine, ca și suflet. Și că nu sufletul pleacă acolo. Și că trupul ăsta e venit pe pământul acesta ca un vehicul care ne aduce sufletul și că... el încă va sta lângă mine. O perioadă. Așa se spune, că 40 de zile mai stă în jur, nu? Și a stat, pentru că i-am simțit prezența. Și am zis, wow, da, pot să trec peste. N-am putut. Am plâns de n-am mai putut în fiecare zi. Am țipat, nu chiar așa de tare ca prima dată. Nu plângeam de față cu fiul meu, pentru că cel nu plângea de față cu mine, dar mare prostie am făcut. Pentru că trebuia să ne luăm în brațe și să plângem până nu mai putem. Și după aceea, viața m-a dus în diverse locuri și în fiecare lună călătoream undeva, pe pământul ăsta. Și tot nu mi-era ușor. Mergeam și în locuri în care am fost cu el și plângeam, îmi plăcea să fiu doar eu singură, nu mai mă întâlneam cu oameni care mă întâlneam altă dată, mă izoleam așa. Și până când eram într-o vacanță și m-a sunat verișoara lui, care tocmai trăia și mă bucuram enorm. Și mi-a spus, zice, știi, tu chiar ai făcut ce ai spus. Și am zis, dar ce am spus? Că uitasem că am spus că eu o să călătoresc. Zice, vezi, tu nu te-ai apucat de băut ca mine să-ți distrugi corpul. Tu ai continuat să faci lucruri. Și să călătorești așa cum mi-ai spus că o să faci. Mi-am adus aminte ce am spus, că da, eu o să călătoresc. Și am călătorit undeva, într-un loc în care îmi doream să ajung cu el. Am ajuns singură. Adică cu el... cu el în jurul meu ca și energie. În Tibet. Și am mers să... N-am programat asta. S-a întâmplat pur și simplu să... să se ivească o oportunitate. Și când eram eu în templele alea tibetane și mă rugam așa și era un lama tibetan lângă mine și mi-a explicat cum e cu viața și ce se întâmplă, m-a rupt plânsul așa de tare încât tot templul ăla răsuna așa, era un ecou incredibil. Să-mi dau seama că de fapt erau 8 luni de când el, era tot într-o zi de 21, era 8 luni de când el plecase și număram și eu atunci câte luni și m-am hotărât să urc până la 5.000 de metri în Himalaya și am avut o revelație atunci pe care am scris-o în aceste case. Mai urcam și la un moment dat nu știam unde urc, ce fac. Și am ajuns pe o buză de stâncă. Și în față era un drum incredibil de super, cu pietriș așa. În stânga și în dreapta era o pădure de rododendron, dar pădure, nu ce știm noi din Liveci. Și la un moment dat un lac în care se oglindea cumva un deal și forma o clepsidră. Sau așa. Și drumul care urca și la un moment dat orizontul. Și atunci am înțeles un lucru. Că a venit pe pământul ăsta cu o misiune.
Și spune, Doamne, Doamne, știi ceva? Eu vreau să mă duc pe pământ. Și Doamne, Doamne, zice, chiar vrei? Da. Și vreau la părinții aceia. Și știu ce am de făcut. Da, vezi că trebuie să vii înapoi. Sigur, mă duc și mă întorc. Și venim pe pământul ăsta cu bucurie în suflet. Dar ne uităm misiunea. Și avem stânga și dreapta frumusețile care ne înconjoară, așa cum vedeam eu pădurea de rododendron și tot ce e. Dar, Doamne, Doamne, întoarce o clepsidră. Și spune, uite, asta e timpul tău. Știți cum se spune în popor, că i s-a întrerupt firul vieții? Sau că i s-a terminat cu... Așa am perceput eu atunci, că soțul meu a venit pe pământul ăsta cu o misiune foarte clară, că el și-a terminat misiunea și că a plecat. S-a terminat misiunea din clepsidră. Și a fost mult mai echilibrat atunci. Am venit înapoi și atunci când mergeam eu peste tot, aveam un cărnețel, mi-l luasem din India și tot notam tot felul de lucruri. Și tot notam. Și la un moment dat, când m-am întors, m-am uitat pe cărnețel, aveam fotografiile și am început să șterg pe hârtie lucruri. Și am ieșit cartea asta, o carte în care vorbesc despre trup și suflet. Pentru că eu credeam că doar trupul este important. Până ca el să aibă parte de finalul lui și eu să am parte de experiența asta. Și credeam că sufletul e acolo și e important și el. Dar abia atunci am înțeles că dacă sufletul tău nu e bine, orice poți să faci pe pământul ăsta, că nimic nu e bine. Și așa a ieșit cartea, dar nu știam ce titlu să-i pun. Și am răspăit prin agendele lui. Și prin agendele mele, așa, îmi place mie să mă mai uit prin lucrurile pe care le-am făcut. Și ce crezi că am găsit? Titlul cărții. Îl spusese el odată. Exact așa scria pe agenda. Trup și suflet. Și atunci am crezut că o să-mi fie mult mai ușor. Nu mi-a fost. Știți cum se spune că ca să treacă o gripă ai nevoie de 7 zile? Că iei sau nu iei medicamente? Cred că așa e și cu doliul. Sau cu ce e în sufletul nostru. Ai nevoie de timp. Și o să treacă timp. Timp care mai atenuează un pic din suferința, dar ea rămâne acolo în sufletel. Și am început să spun că îi mulțumesc la Dumnezeu și nu mă mai răsfrătesc. Îi mulțumesc că l-am cunoscut, dar asta spun acum, după 3 ani jumate. Și că l-am avut în viața mea, pentru că am văzut că alte femei n-au nicio zi ce eu am avut 25 de ani. Și pentru asta îi sunt recunoscătoare. Și am scris și rugăciune tot felul și am scris și trăirile mele. Și am înțeles că drumul meu continuă și că unul dintre proiecte este și acela, probabil, să-i ajut pe oameni. Așa cum am hotărât cu Rita și cu Piedonarite, să-i ajutăm pe cei care au pierdut prin poveștile noastre, prin lucrurile pe care ele le știu foarte bine. Eu doar le-am intuit unele, nu le știam. Când Rita am povestea de ele, le înțelegeam. Dar nu le-am învățat, le-am trăit așa și le-am intuit. Și ce pot să spun este că am înțeles că trebuie să fiu recunoscătoare. Și am mai înțeles acolo. Pentru mulți cineva m-a întrebat, dar crezi că trebuia să mergi până acolo să afli tu și să descoperi filozofia? Cred că fiecare avem un drum și că descoperim fiecare abandon unde. Dar avem drumul nostru, chiar că drumul meu acolo a fost. Și am mai înțeles că Doamne, Doamne, ne vorbește în cioaptă. Așa am perceput eu, deci atunci când te duci în mănăstiri,
atunci când te duci în temple, în locuri sfinte sau pur și simplu că stai tu cu tine și meditezi. Se spune că în agitația în care noi trăim, ne punem ca un fel de dop. Sau ca un fel de bruiaj, așa. Și Doamne, Doamne, când ne transmite, el vorbește șoaptea, nu țipă. Și că bruiajul acela din sufletul noastră ne face să nu înțelegem ce ne spune. Și când mergem în locuri din astea de meditație sau locuri încărcate spirituale, atunci suntem mai calmi și nu mai avem agitația și zgomotul acela care să perturbe vreo vocea lui Dumnezeu, care vrea să ne spună că ne iubește pe toți și că ceea ce ne dă putem duce. Altfel nu ne-ar da. Și pe de altă parte, noi am ales. Pentru că de atunci nu mai mi-e teamă. Nici să rămân singură. Nici dacă moare cineva. Și am înțeles și ce-i durerea. E groaznic. Și una și cealaltă. Și și aici am scris că sunt ceea ce sunt, pentru că soțul meu, Solin, nu a încetat să mă iubească timp de 24 de ani. Pentru că în tot acest timp mi-a fost alături, m-a învățat să văd întotdeauna partea plină a paharului și mi-a transformat fiecare vis în realitate. El a fost și este acolo undeva, numai pentru mine. Și asta nu vreau să sună egoism, ci vreau să sună recunoștință. Ce îți vreau să spuneți? Hai, spune tu. Ce ai vrea să spune? Poveste? Poveste mea. Suferința mea. De 20 de ani tot pierd oameni dragi. Dar poate nu-i pierd. Ei sunt alături de mine fără să-mi dau seama. Trebuie să mă gândesc. N-am pierdut fratele, n-am pierdut copilul, n-am pierdut tatăl, mama. Și eu iubesc că de aici și de acolo și poate chiar aici sunt cu mine și nu-mi dau seama, mă încurajează de viață și am rămas singură, dar un preot mi-a spus, nu ești niciodată singură, mie îmi dorește tot viitor lângă tine și sunt ceilalți oameni cu care fără să-mi vrei gândul tău meagru și se încurcișează pe ceilalți, nu e niciodată singură. Ce frumos! Spune! De ce dragi mă aude? Ți-e dor? Ți-e dor? Cât de dor? Deci în fiecare noapte, pun toată noaptea. Știi cât mi-e de dor mie? Că am impresia că dacă m-aș gândi foarte profund, aș exploda. E un sentiment foarte ciudat. Deci, așa că nu știu să-ți spun multe. Doar știu să-ți spun că există pentru fiecare un mod de a ne echilibra, dar nu-l alege pe cel mai rău. Găsește-l pe cel bun. Spune. Nu vrei să ne spui nimic? Cine vrea să spună ce nou? Cine vrea să povestească? Vreți? Povestea mea groaznică. Deci, mi-am pierdut un copil. Mi-am pierdut băiatul de 19 ani și poate de 16 ani jumătate. Deci, au niște copii superbi, foarte bine evoluați, poate prea evoluați pentru lumea asta. Pe lumea. Diferență de 3 luni între ei. Deci, fata face pe 10 noiembrie, exact după ziua ei imediat, în Mihai și Gabriel. Face 2 ani, nu vine să cred, că face 2 ani de când ea nu este. Și el a mai trăit fix 3 luni după ce tipul și-a omorât sora, el a condus mașina și a avut loc un accident în care i-a murit pe loc. Dar știi ce se spune? Se spune că tot acolo am învățat că copiii vin cu o misiune să ne învețe ceva. Știu, asta abia acum a realizat și am avut multe de învățat și nu am învățat la timpul în care trebuia. Nici acum nu am învățat, eu repet foarte multe greșeli. Ei tot timpul îmi dădeau multe lecții de viață.
Dar de ce suferi? Îți pare rău pentru... Da. De ce? Că ți-e dor de ei. Da. Eram foarte apropiată de ei. Știam totul despre ei. Dar crezi că n-ai făcut tot ce trebuie sau ce? Câteodată mă vine să zic că poate eu le-am decis soarta. Că eu am forțat. Serios? Cum să le decizi tu soarta? Ești eram doamne, doamne? La Viena cu el și l-am forțat să vină în România pentru ziua ei. Și îl spunea, mamă, de ce mă duci în țară? De ce m-a ales Dumnezeu pe mine să-mi omor sora? Sunt cumva un înger trimis Dumnezeu să-și facă treaba? El se făcuse bine de boala care avea. Era în clasa 12 la liceu, la Rosetti, era tobă de engleză, de germană, de sport și de tot. Și la fel. De copii superbi. De ce a murit ea înaintea lui? Probabil ca să nu facă pe el mort. Că el oricum nu avea șase cu palacoarele. A bălnăvit pur și simplu, a dat zăpadă, a răcit, a făcut infecție urinară și aici s-a declanșat tot. Din clasa 12-a. Cât am suferit eu, soțul meu nu avea nicio problemă. El n-a fost niciodată bolnav. Nici copiii mei. Arăta minunat. Și am zis, de ce, Doamne, el trebuie să aibă problema asta? Așa am înțeles eu, că atâta a fost misiunea lui. Asta a fost misiunea lui pe pământul ăsta. Când e soțul, când e mama, când e tata, e cu totul altceva. Dar când sunt copii și am îndoi... Nu vreau să mă gândesc. Și te cred, de ce am îndoi? De ce măcar să fi lăsat unul? N-a putut unul fără altul. El niciodată n-a plâns, niciodată n-a mers la cimitir, a refuzat totul să vadă. Tot timpul s-a îndoi. Deci 3 luni am mai plâns după ce am vestit 3 luni. Dar la noastră vreau să te mai vrem așa în poți să râzi câteodată? Da. Poți? Da. Super. Bine. Iau foarte multe pastile, am redus din ele, am făcut psihoterapie. Încerc să ies cât mai mult, să comunic, să cunosc oameni. Plec singură de nebună la orice concert, la sala palatului sau oriunde. Incredibil. Da. Plec și datorită lor, că ei tot timpul spun câte ceva. Ea mi-a dictat să scriu o carte, și numele cărții, și tot, și ce să scriu în ea. Deci mă înțelegi? Dar cum da. Și norocul meu a fost că am fost pregătită oricum dinainte, că citisem anumite chestii și cu iertări și cu tot ce... Deci... Dar tot nu pot să-mi dau niciodată răspunsul. Tu de ce vrei să plângi? Ia spune, ne mai vine și nu plângi. Dar voi nu vreți să râdea puțin? Vreți? Copiii mei râdeau tot timpul. Așa e și soțul meu. Deci ei tot timpul râdeau, făceau glume din orice. Auzi, dar voi ați făcut mișcarea azi? S-a luat la mor și era acolo. Eram acolo la mor? La Băneasă. Așa, ce-am făcut? Și am intrat cu ea și promovai niște produse sau nu știu. Așa. M-a întrebat niște chestii despre nutriție sau... Și era ea? Ea era cu mine și... Ce frumos! Înseamnă că am cunoscut-o. Și eu am văzut-o. Ea te cunoștea, a spus, cum l-o cunoști pe Florentina? Că ea e cumva, ea te urmărea tot timpul, la Prima TV sau unde era emisiunea. Da, eu nu știam. Că nu prea mult la televizor. Tot puțin acum, de când s-a întâmplat nenorocire, nu mai deloc la televizor. Dar faci mișcare? Da, merg pe jos, merg la bazin. Știi ce face mișcarea? Minuni. Știu, știu. Chiar minuni face. Vreți să vă arătăm acum? Dar plăcea foarte mult. Stați cu spatele lipit bine de scaun. Lipit bine. Așa. Gata? Ia întindeți brațele așa înspre înainte. Și rămâneți. Foarte bine. Și apoi trageți de coate spre înapoi. Mult, mult. Dar presați. N-aveți loc? Faceți-o. Presați mult podul palmei. Și acum ridicați în sus. Și presați. De ce credeți că sunt mătănile făcute? Sau date? Sunt un exercițiu fizic incredibil. Stați așa. Stați așa, cu spatele un pic bine acolo. Spatele drept. Este o postură... Încercați să duceți sub bărbie. Uite, prietenul meu drag m-a ajutat acum să-mi... Știi, când soțul meu era pe pământul ăsta, l-am sunat și pe el. Un prieten drag care e aici în sală. Și mi-a spus că o să plece. Ne-am zis, bă? Se aduce aminte?
Ba da. Îți spun eu că suntem niciodată pregătiți pentru astfel de informații. Știu. Stați acolo. Ridicați coartele. Puneți super bie vârful degetelor. Acolo. Și rămâneți. Ia închideți ochii un pic. Și simțiți-vă respirația. Inspirați. Și expirați. Și acum coborâți coatele înspre... Așa. Coborâți coatele. Așa. Ca la rugăciune. Și la fel, conștientizați și faceți o rugăciune de recunoștință pentru tot ce vi s-a întâmplat bun în ultima perioadă. Ia zâmbiți un pic în timp ce spuneți asta. Și deschideți ochii. Și relaxați-vă. E foarte bine. Cine mai vrea să-și povestească? Eu o să râd de mine. Eu am pus la simpozionă tipa de acolo cunoaștere după ce a murit ea. Așa. Și el m-a certat. Ce cauți acolo? Tu cauți în tine. Nu te duci să cauți în altcineva. Cauți în tine răspunsul. Da, dar știi că se spune că sunt răspunsurile al mamei. Ai greu să le găsești în interiorul tău, o să trebuie un pic de cunoaștere, de exercițiu. Cred că spuneam că nu e întâmplător pe lumea, spune așa. Mie m-am văzut din astea. Râdea de mine, deci pur și simplu și acum am văzut de mine. Da? Îți fac unele da. Șoptii așa? Da? Dar știi că ei au treabă acolo unde s-au dus, că de aia s-au dus. Știu. Că mai au treabă și pe acolo, pe la Doamne, Doamne. Multe, cred. Multe mesaje. Da? Că au treabă. Vrei să povestești ceva? Ți-e greu? Ți-e ușor? Nu, doar că nu e așa, trist. Și serios? Trist. Cine zice că e grav sau trist? Au făcut curată, sunt răgătura pe geam și le-a săpă de-a săpă. Și au plecat. Și au plecat. Pe tipa la gomoră. Zice, nu știu. Când eu am fost în India, abia atunci am înțeles ce înseamnă dragostea asta de animale, cu toate că și eu am plecat să ia acasă. Și am înțeles ce înseamnă. Așa că pot să înțeleg într-o oarecare măsură și suferința ta. Doamnă, ce vreți să spun? Am povestit așa, cum ați am întâlnit o calitatea mea, care am fost în urmă de 3 ani, aveam o fășură respectabilă, pregătisem timp pentru acest moment, doar calitate de înaintată vârsta. E tot o despărțire. Ne teamă să ne despărțim. Cel puțin mie mi-a spus teamă să ne mă despărț și să fiu sigură. Sigur! Hai! Nu? Nu e de spus? Nu. Ți-e mai bine dacă nu vorbești? Cel mai groaznic lucru este să stai spre moritoare și să stai o săptămână sau două lângă copilul tău, care e cât pe munte, și să vezi cum e stat de viață. Și la un moment dat să fii trezit și să spun asistenta sau medicul, este timpul. Vrei să spun că ai intrat în comă două zile și eu credeam că și va reveni? Așa și eu. Și ți-am spus să țineam de mână și da, țineam de mână și când... Mi-a spus medicul că de fapt a plecat în ziua, ți-am spus, are puls. Nu, doamne, e al dumneavoastră pulsul. Cine vrea să vorbească? Vrei? Hai! Da, pentru mine, deci eu au plecat de lângă mine mai de mult bunicul meu, da, acum 24 de ani și... În fine, el a fost ca un tată pentru mine și atunci am suferit, am 16 ani, ok, dar între timp rana s-a vindecat, cea mai...
Recentă despărțire a fost de mama mea, care a plecat anul trecut, în august. Ca să înțelegeți foarte pe scurt contextul, mama mea era o femeie, avea 66 de ani, era o femeie, nu pot să-i spun altfel decât mișto. Îmi pare rău că folosesc cuvântul ăsta, dar efectiv asta o definea. A fost atât o femeie frumoasă, puternică, din asta... Cool. Care muncește. Și să știi că, cred că, nu știu, când merg ei acolo, cred că cuvintele nu mai există, dar există vibrația lor, așa e? Și vibrația asta cred că îi sună bine, cool, așa. Și e o vibrație bună, așa. Da, și... În plus față de asta, era o mamă foarte iubitoare, o bunică, eu am și un fiu, am de 15 ani, ne iubea pe amândoi foarte mult, era implicată în viața noastră și părea totul, adică ea era tot timpul femeia hands-on, puternică, fără nicio problemă. Și a dat așa, prin mai a început să doară un pic câte ceva, după care în iulie am aflat că are cancer în stadiu terminal și într-o lună jumate s-a dus. E o poveste care poate s-a mai întâmplat. Ce e foarte dureros este că noi nu am fost pregătiți deloc. Tocmai pentru că ea era... Se simțea foarte bine, arăta foarte bine. Și a fost, pe lângă faptul că a plecat așa, pac, pac, fără ne-a salutat din mers, foarte rapid, este că am fost expusă foarte tare și la toată suferința și la un final... Nu extraordinar, cu atât mai mult sigur pentru că era mama mea, dar cu atât mai mult pentru că era și este mama mea, dar cu atât mai mult pentru că a fost tot timpul o femeie puternică și on top. În momentul în care ajunge în neputință e o durere suplimentară, dar poate într-un fel a fost foarte bine că s-a terminat destul de repede. Da. Acum sunt mai echilibrată, deci acum pot să povestesc așa mai cu zâmbet, nu așa, da. Și cum cred că i-ar plăcea și ei. Să știi că la asta mă gândeam și eu. Mă gândeam cum i-ar plăcea lui. Și am zis, dar lui mi-ar plăcea să mă vadă negru cu o somorită și mi-am pus roșu. Și așa. Dar e o suferință și o suferință care, a rămas, o să rămână, dar ne-am găsit niște, eu cred că m-am găsit cu ea niște căi de comunicare, nu știu, habar n-am, dar așa sunt eu. Știți, apropo de căi de comunicare, mie îmi plăcea să mă uit la, cu el, mă uitam la, Doamne, cum se apăște filmul acela? Ghost. Și cred că au fiecare dintre ei un mod de a comunica cu noi. Eu cel puțin sper. Asta sper din tot suflet. Sfântul meu comunică cu ajutorul idei. Mai spune câteva chestii așa și eram la un moment dat la o terasă că așa am zis noi, hai să facem evenimentul. Și îi spunea Aritei tot felul de chestii și am zis, ok, când îl facem în 22, super, da, și uite-ne astăzi de aici alături de voi și eu mă bucur foarte mult pentru că pot să vorbesc despre asta și să-mi dau seama că viața merge mai departe și să vă spun că eu am crezut că nu va intra nimeni în viața mea și... că nu mă mai interesează aspectul ăsta. Că nu mai am nicio lecție de învățat. Am zis că ok, gata, am terminat. Ajunge. Dar nu, mai am lecții de învățat. Vin oameni din viața mea care mă duc în toate direcțiile așa. Și zic, Doamne, de ce trebuie să am parte de asta? Dar mulțumesc după aceea și zic mulțumesc, dar asta tot cu ajutorul Ritei. De asta a venit ea ca un înger. Transformă-mă într-un martir. Da. Ce-n martir? Într-un ajutor? Într-un transformație. Într-un vehicul, da? Și mă bucur tare mult că am puterea să vorbesc despre asta, fără să plâng de să nu mai pot. Pentru că înainte plângeam foarte mult. Plângeam foarte mult, dar gata, mi-am curățat ochii acum cât să mi-e mai curăț, nu? Poftim? Aproape 3 ani. Da. Eu am impresia că timpul... Ce?
trecerea timpului, toată lumea spune. Vorbeam cu domnul Dumitru Grauca și a pierdut fata mea cu de mașină, prieten de familie. Și l-am întrebat, cum ai suportat? Și a spus, cu timpul. Dar era foarte trist. Și m-am dat seama că timpul, de fapt, agravează situația. Cel puțin eu, da. Eu asta simt. Eu simt că timpul, acum sunt în aceeași fază în care ei, parcă s-a întâmplat acum. Deci, cred că pentru că tu vrei să simți așa. Pentru că și eu vreau câteodată să simți așa. Că a fost el lângă mine și că astăzi nu mai e, da. Și sufăr mai mult atunci. Cred că am înțeles eu ceva, că noi ne creăm suferința. Da. Ei nu vor. Nu vor, sigur, asta de la noi. Noi ne implementăm în minte suferința. Mai când te văd cu ochișorii ăia așa, pe ea, cum te cheamă? Pe ea? Pe ea. Da. Cum? Da. Dana, știi ce păr lung aveam și eu ca și tine? Și eram așa de mândră de păr meu. Și el îmi spunea, tu să nu te tuzi niciodată. Și a venit un alt bărbat și a zis, ia tu unde-te. Și eu m-am deșteptat, m-am tot. Dar aveam de învățat ceva. Că mai trebuie să mai și asculți pe lumea asta. Dar depinde de cine. Tu de cine n-ai ascultat? N-ai ascultat? Nu. Și acum suferi? Din ce cauză suferi? Și crezi că nu ai făcut destul pentru el? Da, eu zic că nici eu nu mi-am imaginat. Eu am zis că o să plecăm de mână, ca în Titanic, știi? Erau doi care se țineau, mi-aduc aminte, imaginea incredibil. Era un pat, se țineau de mână și veneam peste ei. Așa am crezut că o să plec și eu de pe pământul ăsta cu el. Unii au parte de asta, au parte de suferința de după. Și tu ce crezi, că n-ai făcut destul pentru el? Nu, pur și simplu. Și dar mama ce face? Știi ce a scris fiul meu după 2 ani jumate pe Facebook? Până atunci nu s-a exteriorizat. Până atunci nu s-a exteriorizat. A scris cât de mult îi mulțumește tatălui lui și cât de bucuros este și îndemna pe toți copiii să facă ce a făcut el la un moment dat, când avea o posibilitate să meargă într-o vacanță pe care noi o oferisem împreună cu prietenii sau să meargă cu mine și cu tatăl lui să viziteze locurile copilăriei. Și el a renunțat la acea vacanță super sofisticată cu prietenii lui și a ales să meargă cu tatăl lui și mulțumea își mulțumea lui și încerca să-i ajute pe ceilalți copii să înțeleagă că atunci a făcut o alegere foarte bună, pentru că clipele trăite cu tatăl lui acum îi fac sufletul să vibreze de bucurie și de fericire și de fapt să mulțumească că l-a avut alături de el. Gândește-te și tu la asta. Pentru ce mulțumești tatălui tău? Și pentru ce ești necăjită? Că nu mai poți să-i spui? Să te audă? Eu era o persoană foarte... Nu comunicam foarte mult, el doar făcea lucrurile. Începe să spune ce mă turbez sau... Dar știi, în sufletul lui, spunea asta de multe ori. Ei, de asta probabil că asta e lecția ta, să tu să te exteriorizezi și să spui cât de mult iubești pe cei din jur. Și să ne spui și nouă acum cât de mult te bucuri că ai venit aici. Te bucuri? Da. Poate că asta e lecția ta, să te exteriorizezi și tu să spui, mă bucur pentru asta, mă bucur că l-am avut pe tata alături de mine. Dana! Te bucur? Mă bucur, da. Ce? Că sunt aici. Și mai pentru ce? Dar nu spune că-ți spun eu. Ce simți tu? Eu eram chiar o fire diferită de la mine, nu sunt extrovertită. De cât timp e? Nu, nu faci și o să spun.
De ce numărăm chestiile astea? Nu știu. Că mi-a făcut cumva. Și de asta. Știi că sunt 6 săptămâni, nu? Am închis la casă cu mai multe. Să știi că e încă lângă tine, da? Păi eu și simt. Îl simt? Nu simt la aici. Simt la casa de la țară, unde era copilărit, eu și mă vreau. Pentru ce am fi vacanță. Acum. Mulțumesc, Dana, că mi-ai spus. Și că n-ai spus. Mai eu sunt tot timpul prezent. Mie mi s-au spart tablouri, mi s-au spart telefoane, mi s-a spart iPhone-ul. Deci în momentul când s-a întâmplat, atunci l-am dat în casă, cu mormântare, mi s-a stins lumina de 3 ori și am spus, Michi, lasă-mi pace. Deci sunt niște chestii care... De ce să vă lase în pace? Că vreau și ea să... Așa mi-a speriat, că porneau imprimantele, porneau toate să se stingă de 3 ori una după alta. Cine mai vrea să povestească ceva? Te-ai descărcat, Dana? Vrei să-ți cureți ochii? Sufletelul încă o să doară. O să doară de nu o să mai știi de tine. Dar trebuie să ai prieteni alături de tine. Sau ce crezi tu că îți face bine? Vrei să povestești și tu? Tu! Ți-e greu? Cât de greu? Mai greu decât mi-a fost mie sau i-a fost, iartă-mă, numele tău? Maria Bană. Maria. Da. Cât de greu? N-ai curajul nu, ei? Eu nu-mi curaj. Și eu n-am curaj. N-am scălat curaj. Dar eu mă pun să vorbesc. Ia. Dar mai e cineva care primește mesaje? Primește mesaje? Eu trebuie să scriu cartea aceea care mi-a zis. Adică mai e cineva care primește astfel de mesaje? De la cei care au plecat? Eu cred că da, cum te cheamă? Luisa. Luisa, cine a plecat? Tata? Îi plăcea să facă sport? Prea plăcea, nu? Îi plăcea, să se uită. Aruncarea cu privire. Ți-e dor de el? Când a plecat? Dacă a plecat acum 7 ani, înseamnă că sigur are o altă misiune. Clar, nu așa doar, nu? Nu așa doar. Doar așa, flu-flu, sigur are o misiune. Wow! Ți-e dor? Da? Și ce-ți mai e? Ciudă? Pe cine? Pe tine? De ce ți-e ciudă pe tine? De ce ți-e ciudă pe tine? Că n-ai făcut ceva? Puteai? Atunci? Așa crezi tu acum. Da? Atunci puteai? Asta e altă poveste. De-a înguviți. Domnul, atunci am fugit. Atunci ce ai zis? Am fugit. Ce ai zis? Nu pot. Nu vreau? Vreau. M-am vins. Domnul și-am fugit. Da? Și de ce îți pare rău? Dar tu mai porți doliu așa? Din când în când? Nu. Dacă ești blondă și arată foarte bine. De ce noi purtăm doliu și ne-am dus la prima TV îmbrăcate toate în negru? Da, incredibil. Eu n-am purtat negru decât atunci și nici atunci. Venea să-mi pun mov, ceva, o chestie, o culoare, o ceva. Și așa cum suntem noi obișnuiți români, am zis eu, dar profesorul Bojor, care face parte din familia mea, plângeam de nu mai puteam și zicea, măi Florentina, măi, n-ai învățat nimic. Păi nu ți-am spus eu că vechii daci, când pleca cineva, cântau, dansau și nu știu ce, nu ți intră în cap deloc? Domnul profesor, vă rog frumos, chiar acum să cânt, să dansez, ce să fac, nu mai pot. Păi și ce vrei să faci? Să pui cerușa în cap? Ce vrei să faci? Vrei să-l ții să sufere lângă tine, să-l vezi cum se chinuie? Și el îmi spunea, știi, tot felul de lucruri. Și nu mi-am pus dolul, decât atunci, pentru că altfel lumea ar fi zis că ne întoarcem în Dacia. Dar mi-am pus astăzi roșu și am făcut tare mult, îi plăcea și așa asta. El mi-a făcut pe cadou. Ce ți-a făcut tatăl tău cadou? Și de ce nu le porți? Erau și colorate? Erau? Cerceii? De unde ai?
Nu sunt de la el? Dar sunt foarte drăguț. Și îți pare rău că... Dar nu pentru că n-ai făcut tu ceva. Dar nu-ți pare rău că nu mai e? Ți-e dor. Nu? Ți-e dor? Nu știu, e limitat. Cu păruțul de rău și limitat de dor? Cred că la marginea șarpei mele. Chiar. Unde-i mă limita aia? De ce taci și nu povestești nimic? Mi-e de dor de glumele lor. De exemplu, ultima dată... Și mie mi-e dor de glumele lui, să știi. Când a venit ultima dată în țară, așa. Da mesajul sorsa, vezi că venim împreună, dar măta vine cu avionul de marcă că nu cape în ăsta. Ce am știut de mine? Că am luat foarte multe. Hai mă să ne întâlnim, că de când deci șarfa pe care o port a primit cadou. Slăbim. Această șarfă a primit-o el cadou, așa, în spital. De la o doctoriță care soțul i-a lucrat 30 de ani la Cahar, cel mai bun chirurg. Și eu port asta tot timpul, o port după mine. Măi, dragile mele, dragi, știți ce am înțeles eu? Că dacă e să se întâmple ceva, cu cineva se întâmplă. Da. Și știți că a fost nebunia cu avionul când toți au murit, da? Erau două persoane care au renunțat să mai meargă cu avionul și i-au luat mașina. Știți povestea? Și au avut accident de mașină în același timp. Deci au plecat de acolo ca să nu meargă cu avionul. Deci nimic nu și nu le-a ieșit cu avionul, dar tot au plecat de pe pământul ăsta. Așa că eu cred așa. Știu că e îngrozitor de straniu, așa când mă aud vorbind. Băi, fetițe, ce Dumnezeu vorbește aici? Dar așa e. Tu ai un îngeraș acolo, de la Rita, nu? Ești prietenă cu ea? Ne merg la seminarele Ritei, da. Păi înseamnă că ești prietenă! Sunt prietenă! Știi unde se spune așa, prietenă? Nu știu unde? În Ardeal. Și mie îmi place să folosesc așa niște termeni. Dar ne povestești pe Sorin? Sorinul meu? Din ce? Da, exact. Dar există un Sorin și pe pământ. Nu știu. Știi că există și pe pământ știu. Unul? Mai mulți ori vii. Da, în viața mea. Da, culmea, a venit, poftim? Nu pot. La unul pe pământ. A, la unul pe pământ. Ce trebuie. Deci știi că există mai mulți sorini în jurul meu? Când sunt fiți și pentru mai evidența populației. Nu, sunt mai mulți în jurul meu, dar am ales pe unul, nu știu de ce. Să-ți mai povestesc din cauza Ritei și din cauza domnului de acolo. Și din cauza faptului că doamne a zis, știi ceva? Ți-e greu fără Sorin? Ți-e ciudat să auzi alt nume? Ia tu! Același nume! Și iată cum eu voi veni și vă voi învăța, nu mai dați vina pe alții. Asumați-vă! Deciziile luate cu liber arbitru. Dar mai vreau să te lupta cu durerea, cu știi cum? Dorul, cu nu se poate. Dacă lupți, te dărâmă. Nu, las-o acolo. Nu te lupta cu ea, pentru că e o forță incredibilă. N-ai ce să te lupți cu ea. Trebuie doar să găsești căi în care să o ignori, dacă poți. Și calea aia e să faci sport, să dansezi, să meditezi, să mergi în locuri, să te întâlnești cu oameni, să... Habar n-am, dar dacă te lupți cu ea, s-a dus, te dărâmă. Poftim? Dacă o ignori, dacă o ignori, nu să preși. Nu e, din punctul meu de vedere, nu e o cale să ignori. Ce vrei? A zis Rita că am terminat. Ok. Da, în carte am scris foarte multe, foarte multe lucruri. Și despre el, și despre mine, și despre trup, și despre suflet, și despre... Când am scris-o, anul trecut, când m-am întors. Deci, înțeles lucruri. Ok. Am apucat să scriu așa din ce citeam de la alții, nu, că nu eram... Fiți veseli mâncând portocale, știați? Mă rolați, l-am dat ca să-l mănânci, să știi. Te rog să-l mănânci. A pus un algoritm în el, când îl mănânci să fii veseli. Și să ai o digestie optimă.
Da, puteți să vă luați cartea când terminăm, da. Vreți să mă întrebați ceva? Vrei să mai povestesc despre soțul meu, dar trebuie Rita să fac aici niște chestii, trebuie Mădălina să fac și ea niște chestii, ce? Mai facem seminarii. Vreți să mă întrebați ceva? Mai mare. Da? Da, vreau să întreb dacă nu mai plângeam. Știi când am plâns ultima dată? Pentru el. Înainte să vin aici. Bănuiesc în mașină. Da. Că nu mă vadă nimic. Da, normal. Mai ales eu nu te-a văzut. El a zis să scurde și ceva, ia Valea cu plânsul, care ai spălat destul ochii. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și vreau să... Și vreau să spun o rugăciune. Tată din cer, te rog să binecuvântezi familia, prietenii, rândele, pe cei care iubesc, pe cei care mă ascult acum. Arată-le Tu o nouă imagine a dragostei și puterii tale nemărginite. Duhul Sfânt, te rog să-i ajut chiar în acest moment, pe toți. Și acolo unde există durere, dăruiește-le pacea și mila ta. Acolo unde există îndoială, te rog să le inspiri o încredere înainte prin harul tău. Unde există o nevoie, te rog să le împlinești. Binecuvântează-le Tu căminul, familia, munca și dă-le multă înțelepciune. Mulțumesc! Asta ca să vedeți cât sunt de vorba, de asta aș mai fi stat aici, cu voi cu 5. Abia acum ai început să ieși. Nu? Și eu care sunt cea mai vorbăreantă. Și mulțumesc, Rita, că m-ai lăsat un sfert de oră peste ce ai zis că mă lași. Acest seminar s-a născut din dorința de a fi mai aproape de oamenii care au trecut prin astfel de experiențe, cum am trecut și noi. Am spus, s-a născut din dorința de a aduce puțină alinare, puțină informație și de ce nu puțină vindecare și iertare. Cu siguranță, două ore, trei, nu sunt suficiente ca să putem să elaborăm acest subiect. De aceea, eu și Florentina și Madalina ne-am gândit să facem o conferință în noiembrie, unde sperăm să aducem și un invitat din străinătate, care să ne aducă și mai multe cunoștințe, și mai multe informații și poate chiar mai mult alinat. O conferință de dimineață până seara. Dar asta la toate la timpul lor. Acum vreau să vă prezint pe prietena mea, Mădălina. Mădălina Țiriaș, care este psihoterapeut. Care... Atunci când a venit la mine... Trecând prin ceea ce trecea, dacă mi-ar fi spus că la foarte scurt timp voi trece eu prin acel lucru, n-aș fi crezut niciodată. Dar mă bucur că asta ne-a apropiat și mai mult. Pentru că nimic nu este întâmplător. Și dacă mai trebuie să rai emoțiile puțin. Acum aș fi câteva mai Da. Bună seara! Să mai spun? Dar să știți că sunt foarte, foarte emoționată. Vrei microfon? Nu vreau microfon, o să încerc să vorbesc mai tare, sper să se audă. Dacă nu se aude, o să folosesc și microfon. Nu, când Rita m-a sunat și m-a întrebat dacă aș vrea să particip la acest seminar. Când o să fii după, dar te văd și la doamne. Cameră. Deci când i-am sunat și m-a întrebat dacă vreau să vin la acest seminar, am zis, nu, e greu, n-aș putea să-mi vorbesc, nu, dar gândește-te că poți împărtăși oamenilor din experiența ta de viață, mai și din perspectiva psihologică.
Nu știu de ce am ieșit din sală. Așteptam când ești de afară. A venit curierul. El e celălalt sorin. Da. Bună seara, domnul Mavu, să o să pun... Iartă-mă că am întrebat Madalina, dar nu știu de ce am ieșit din sală. Și când l-am văzut în vața mea, m-am blocat. Acum înțelegi, domnule, ce mi-ai făcut atunci? Iar începe să dăm vina parții. Să continuăm. Universul se manifestă. Da, trebuie să învăț. Să accept să iubesc. Pe univers. Pe univers. Hai, mă, dar spune tu cum să ne echilibrăm. Am avut niște idei, da. Dar poate asta era... Tot universul a fost. Exact. Ăsta era momentul de destindere. Acum gata, ne-am destins cu câteva lacrimi, să începem, zic. Trebuie să începem în continuare de destins și că până la urmă viața asta e frumoasă așa cum e și se întâmplă pentru care am ales-o. Pentru că v-ați povestit experiențele voastre, o să vă spun și eu pe scurt. Așa cum Florentina spunea și e important că ne adunăm oameni care sunt pe aceeași vibrație, și eu am avut o copilărie frumoasă, am ales părinții minunați, am avut experiențe extraordinare. Până când anul trecut, după ce seara am mâncat cu mama o porție de smeură, dimineața îmi spune, mă simt rău, mă la spital, nu s-o la spital, și în 3 ore n-am mai fost. Așa, brusc. Că n-am avut timp de gândit, de suferit, de făcut tot felul de scenarii. Repede, scurt, chitată. Nici măcar n-am apucat să-mi anunț prea mulți prieteni, doar persoanele foarte, foarte apropiate și rupte. Atunci a început, sau m-am trezit în prima etapă a travaliului de doliu. Pentru că despre asta aș vrea să vă vorbesc eu în seara asta. Pe travaliul de doliu, despre beneficiile lui. Pentru că da, există și așa ceva. Despre ce simțim, despre cum simțim, despre cum trecem peste și ce soluții putem găsi poate împreună. Și prima etapă, după cum vă spuneam, este șoc. Cred că toată lumea sau există persoane care au simțit, care au fost șocate. Eu sunt singura, da? Ok. Cum spuneam, niciodată nu ești pregătită, adică... Exact. De ce nu mi s-a întâmplat mie, da, e la piață, da, o să vină mâine, da, e plecat în vacanță, da, o să vorbim peste o săptămână. Cum? Da, și noi care? Nu cred, nu vreau, nu, și de ce, și de ce, și de ce. După care ne culpabilizăm. Toată lumea, este cineva eu. Tu. De ce n-am fost mai atent? Când să culpabilizați? De ce n-am fost mai atent? De ce nu i-am spus că iubesc mai mult? De ce nu am spus cât de mult o apreciez? De ce nu i-am arătat cât este de importantă în viața mea? Și tot așa. Că n-am făcut destul. Și am ajuns în fața de mânie. Eu am simțit-o. Nu știu, poate voi ați trecut peste ea. Nu, da? Și am învinovățit medici și din nou pe mine că n-am fost atentă și că poate aș fi putut să fac ceva, deși ea n-avea simptome, n-avea nimic, de-am spus că a fost brusc, poate am trecut peste asta. Acum spuneai tu, Alexandra, și mama ta, un pic mai pe repede. Dar n-am vrut să o învinovățesc pe ea. Așa mă gândeam eu că dacă nu o învinovățesc, o las mă ușor să pleci. Și nu o învinovățit. Da. Știam teoria. Teoria o știam bine de tot. Apropo că viața te pregătește, deși nu ne dăm seama uneori. Da? It's ok. Eu nu sunt supărată pe tine, am înțeles de ce s-au întâmplat lucrurile. Uh-huh. Și au trecut câteva săptămâni și tot eram ancorată acolo în suferința mea și tot eram tristă și nesfericită și mă luam de toată lumea și nu era nimic cum trebuie. Care m-am înțeles că sunt supărată pe ea. Și am acceptat că sunt supărată pe ea. Și i-am zis.
Am zis și eu ce m-am priceput acolo, ca la mamă. Da? Mama care era cea care mă iubea, mă vedea, mă adora, mi-a acceptat și asta, că doar mi-a acceptat să viață destul de ce mai conta, că mă l-am vrea încă o dată. Ei, am zis ce am zis, am și visat-o să. Am mai zis și în vis. Cam cum te-ai gândit tu așa să pleci o doar într-o. Dar după aceea am simțit mai bine. Am simțit eliberată. Atunci am simțit că am iertat-o, când de fapt acceptasem. Mă iertasem. Și ce mi se pare mie foarte important în toată această perioadă este faptul că a trebuit să comunicăm. Să povestim ceea ce simțim. Dacă vrem să țipăm, să urlăm, să plângem așa cum facem, să nu ne gândim că nu se cade, că trebuie să mă abțin, că mă vede rupt, mă vede tata, mă vede mama. Cred că tu, Florentina, ai spus la un moment dat că n-ai vorbit cu fiul tău. Exact. Vrem să fim puternici pentru cei din jurul nostru și asta este important pentru că ne dă forță. Dar din dorința de a-i proteja, nu ne deschidem în fața lor. Foarte mare greșeală am făcut. Noi nu le povestim, ei nu ne povestesc. Și stăm așa într-o tensiune. Exact. Și deși fiecare trăiește suferința într-un mod unic, în funcție de reperele lui, de ce, cum a fost învățat, educat și așa mai departe, când împărtășim, lucrurile devin un pic mai simplu. Uite la Dana ce bine e că am împărtășit. Dana, ești mai bine? Dar spune cu voce. Ce să spui, da? Poți să dai din cap de mai multe ori până ți se și da. Ați mai simțit și alte emoții, sentimente, senzații față de cele pe care le-am spus eu, nu știu, tristețe sau ceva, altceva diferit față de ce am, de ce am spus eu în momentul ăsta, pentru că sunt și alte lucruri pe care nu toți le simțim la fel. Nimic? Ce tu? Bucuria că am fost cu el. Asta este foarte important. Și mulțumesc Dumnezeu în continuu că mi l-a dat și l-am avut în mine. După asta puteți construi acum viața dumneavoastră, bucurându-vă de momente în lipsa persoanei care a plecat. Și plecând de la aceasta, aș vrea, dacă sunteți de acord, să facem un exercițiu. Nu durează mult, poate chiar mai puțin. Vă propun să vă imaginați ce v-ar spune persoana respectivă, ce ar spune despre voi, dacă ați întreba-o voi sau dacă ar întreba altcineva. Cum v-ar descrie? Ce credeți că simte pentru voi? Cum ar vorbi despre voi în acest moment? Ce vă transmite? Este important doar să-l auziți. Eu am zis că nu dau înapoi nimic. Minunat. Ce fac de tine? Da. Bravo. Mă duc de mine și mă ceartă și fac mișto. Pleci cu Manfar sau cine a zis să pleci? Nu, i-a dat mesajul cu soră-ți că vine cu avionul de marfă, că nu cap pe ăsta că e palină prea mare. Pentru tine acesta este o resursă extraordinară. Așa e. Cu care poți să mergi. Poate ceea ce și faci. Da. Te invităm speaker-ul dată. Știi ce se întâmplă? Eu nu înțeleg o chestie. De ce tot timpul toți din familie se gândesc mai mult la el? Și pe ea mai puțin. Dar de ce îi treabă? Cum? De ce îi judeci? Nu judec pe nimeni, dar îmi pun întrebarea de ce tot timpul toți la el? Pentru că el a suferit foarte mult, da. Dar pe ea uităm. I-ai întrebat vreodată pe cei din familie de ce se gândesc sau de ce mă gândesc mai mult pe el? Da, mi-a zis că din cauza că a fost mai mare suferință și că... Și tu nu poți să accepti explicația. Nu. Dar tu ce ai explicația? Că n-a putut să stau unul fără altul. Că a avut nevoie unul de altul. Că i-a murit înaintea lui ca să nu îl vadă pe el mort. Că nu suporta chestia asta, că se vrea de unul. Și putem găsi la nivel național o comandă de argumente, da, de justificate. De-aia ai împărțit seminarul ăsta în trei bucățele. Și fiecare vine cu experiența ei și cu domeniul de viață sau job pe care îl face. Pentru că îi dau să te ajute pe tine și pe noi să înțelegem lucrurile și într-o altă perspectivă. Nu neapărat din cea rațională și am înțeles că tu oricum ai studiat foarte mult și că înțelegi lucrurile alea.
Pentru mine e foarte greu că n-am ocupație. Dacă aș avea timpul, timpul ocupat cu altceva, gândurile mele s-au mai... Dar asta depinde de tine și de liberul tău arbitru să ai o ocupație. Da. Nu de nimeni altceva. În momentul în care o să te hotărăști, o să alegi să ai o ocupare, o preocupare, orice vrei tu, să faci voluntariat sau tot genul job, o să o faci. Adică că nu o să fie timpul scurt. Îmi place foarte mult că voi v-ați deschis și că ați povestit și vreau să cred că faceți asta și acasă, da? Și cu prietenii, și cu rudele, și cu unii familiei. Să ne imaginăm că, nu știu, vorbim despre durere, că ne zgâriem, că ne lovim, că avem o rană. Unii dintre, ok, doare, da? Unii dintre noi o acoperim. Ne gândim că o protejăm și că poate se vine cam ușor, alții o lăsăm mult. Da, așa e chiar pe tine. Așa că este cineva mult să vă vreau să plăiți. Exact. Ei, cu cât vorbim mai mult și cu cât texte vizăm, vindecarea se produce mai repede. Lucrurile oricum năbufnesc mai devreme sau mai târziu. Indiferent cât le ascundem noi, unde le punem, cum le închidem ele. Noi două știm din experiență. Florentina care cum trebuie, una la lămurit. Adică am reușit eu să te lămuresc? Nu s-a lămurit. Cu ce zic? Unde răbufnește ea? Da. În mașină, dar am auzit. Da, da, și funcționează, apropo de sfatul mă de mine. Adică depinde fiecare cu ce metodă rezonează, ca să zic. Da. Apropo de răbufnire, era aici, nu era de metodă, era de răbufnire. Da, dar poate unii și-ar dori să răbunească fix ca Valentina, dar nu pot. Ce vin pe aici, asta pot să plângă, da. Plâng pe acasă, plâng pe la toată lumea. Da, mă, prima pagina ziarelor și la toate știrile. Iată, mă, da. Știi cum e cu răbufnitul ăsta? Nu e când vrei tu și când ți-l alegi. Exact. Și te pocnește exact când ți-l mea mai dragă și când ai crezut tu că ai trecut peste toate cele și ești în lumea fericirii. Exact. Da? Ia să vezi tu că mai e ceva pe acolo. De-aia spuneam că eu care am zis, da, mami, nu sunt supărată, am înțeles, stai liniștită și tot nu treceam, tot nu treceam. Bine că am venit mai repede decât pe alții. Da, să treacă ceva timp până să conștientizez acest lucru. Bine, cu răbdare. Eu n-am răbdare. Și mi-aș fi dorit să treacă lucrurile așa foarte repede, după zi pe altă. A trecut un an și jumătate. Clar, diferența între momentul X și momentul ăsta este mare. Dar luați-vă timp, indiferent ce înseamnă asta pentru fiecare dintre voi. Și nu faceți comparații, că X a trecut mai ușor, că fratele meu trece mai greu, că mie de ce mi-a atât de mult. Pentru că timpul ce mă întâlnește, îmi vindecă. Pentru că în perioada asta înveți să trăiești cu tine. Înveți să te bucuri de ce ți se întâmplă. Și ajungi în faza de acceptare. Vrei să spui ceva de asta? Știi, mă gândeam apropo de ce ziceai de alte sentimente. Eu ce mai simt, și nu e foarte frumos, dar recunosc, eu mai simt invidie. De. Pentru cei care mai au mame. Da. Și de ce? Și recunosc chestia asta. Adică și mă enervează că... A fost o perioadă când mă enerva, inclusiv soacra mea, care chiar eu sunt din persoanele norocoase, care chiar am o soacră foarte, cum se cade, și simpatică și care chiar încerca să fie, nu știu, să se apropie de mine să, și mă enerva. Când venea să-i spun, dar tu nu ești mama mea, hai! Știi? Ei, cu astea ce facem? Că nu sunt prea elegante așa. Și mă mai oftic pe... evident că nu mă exteriorizez, că sunt o persoană care mă controlez, dar le simt. În afară de sentimentul ăsta de invidie, mai trăiești așa în viața de zi cu zi și alte sentimente despre care crezi tu că nu sunt chiar ok. Ei, da, normal. Ei, cu alea ce faci? Ei, nu știu, da, mă concentrez, fac, nu știu cum e, o luăm pe rând, pe toată dată. Cam așa faci și cu asta, nu poți să-ți impui sau să propui ce să simți și cât să simți și cum să simți. Dacă ai conștientizat, asta este foarte important. Pentru că de fiecare dată o să dai seama despre el
Și încet, încet o să simți în ce în ce mai rău. Sau poate câteodată o să simți și foarte bine. Acceptă, face parte din tine. E, face parte din procesul de vindecare. Pentru că despre asta e vorba, despre acceptarea sentimentelor pe care le avem. Fie că sunt ele de furie, de nervi, de vinovăție, fie că din ne vine să dăm cu capul de pereți, pe noi sau pe alții. Că suntem invidioși, pentru că alții au mame și noi nu mai avem. Că nu putem să îi spunem la mulți ani sau să ne spună, sau de Crăciun, sau de Paște, sau mai știu eu ce, da? Vreau să spun că acum ceva vreme am fost la nunta surorii cele mai bune prietene ale mele. A fost prima mea nuntă la și stăteam cu prietena mea la nuntă, care se măritase acum ceva vreme. Am văzut-o pe sora ei dansând valsul miresei și am început să plâng. Apropo că plâng și când te apucă. Așa, discret, în barbă ta. Și prietena mea spune, păi, dar ce te apucă plânsul? Că la mine la nuntă, dai plâns. Stai un pic. Este ok. Nu plâng că se mărită sora. Plâng pentru că mi-am imaginat că mama nu o să mă vadă pe mine niciodată mireasă. Aici, poate. Da, și eu am fost invidioasă. O să mă vadă, o să mă și ajute, că pe mine mă bază, știi? Dacă eu nu pot măcarea să faci. Da, și am fost invidioasă, dar fără de faptul că a fost durerea mea, clar că a fost și invidie. Și măcar de m-ar durea mai puțin și aș fi mai mult invidioasă. Trece și asta. Și ajungi să accepti. Și acceptarea asta nu e uitare. Dar e cumva o reorganizare și o reintegrare a ceea ce simți. Sunt, de exemplu, soții care continuă să grădinărească pentru că era activitatea preferată a soțului. Mame care fac ONG-uri. Ne ducem în locurile în care mergeam împreună, indiferent unde sunt ele, sau orașe, sau vacanțe. Purtăm eșarfă. Exact. Cumva îi facem parte din viața noastră. Și cumva există, chiar dacă nu fizic. De-aia v-am rugat să vă gândiți la ce v-ar spune. Pentru că sunt convinsă că fiecare dintre noi primește lucruri bune. Sunt convinsă că pe fiecare vă încurajează cineva. Și atunci știm că în momentul în care avem nevoie, când suntem triști, când suntem supărați pentru că oricât am fi de mulțumit, tot ce am și prin asta, eu mi-aduc aminte și imaginez că mama mă vede puternică, că n-aș vrea să plâng așa cum spui tu, că n-aș vrea să port doliu, că mă susține, că eu pentru ea eram minunată și extraordinară și puteam să fac orice. Și uite că pot. Doar pentru că și vreau să-mi păstrez această ancoră, să-i zicem. Că ajută. Și consider că facem încă parte din viața mea. Că, pentru că nu vrem să uităm, nu vrem să nu ne simțim vinovați dacă i-am uitat. Sau te gândești că niciodată nu o să mai pot râde din tot sufletul. Ei, și te trezești râzând din tot sufletul. Știu că pentru unii este prea curând și că și imaginează un lucru ăsta. Dar crede-mă că se întâmplă. Și o să vorbim mai târziu și o să vezi. Dar ia-ți dai de râs în plâns. Și mai dai de râs. Toate lucrurile astea așa se întâmplă. Dar din fericire se și încheie procesul ăla de doliu. Specialiștii spun că durează undeva de 6 luni și un an. De unde știm că s-a încheiat? Unde simțim? Când vedem că viața noastră capătă sens, când vedem că viața noastră, sau putem să avem activități fără persoane respective. Și apropo de ce spuneam că nu asta înseamnă că uităm făcut toată lumea asta. Și când putem să ne adaptăm la lumea asta fără ei. Se întâmplă. Ce. Mai vreau să mai facem un exercițiu dacă se întâmplă acolo. Cumva de eliberat. Dacă vreți să închideți ochii, puteți să o faceți pentru că vă rupeți de la astfel în care sunt în jur. Să vă gândiți că persoana respectivă este lângă voi. Și că sunteți legați cu un cordon. Puteți imagina acel cordon cum vreți. Relaxați-vă și lăsați sentimentele care vin să manifeste. Îndrăgiți persoana respectivă. Spuneți cât de mult o iubiți.
că o iertați. Că o iertați și pe voi. Și că o lăsați să plece. Că o eliberați. Apoi dezlegați cordonul sau găsiți un obiect tăios și tăiați-l acum. Eliberați. Vă rog să respirați profund. Și să eliberați toate sentimentele pe care le aveți în acest moment. Și să deschideți ochii în timpul ochii pentru voi. Ați probabil că ați avut senzații puternice, ceea ce este foarte important și este bine că le puteți elibera. Despre asta, sau asupra acestui lucru, au concentrat în seama. Să acceptăm senzațiile și sentimentele pe care le avem. Și să le eliberăm. Ați zis, poate n-ați simțit nimic, sau poate n-ați avut putere să tăiați acel cort. E bine și așa. Puteți să faceți exercițiul acasă, în urmă, când o simțiți pregătiți pentru ea. Vreau să subliniez încă o dată faptul că fiecare dintre noi avem resurse ca să trecem peste momentele dificile din viață. Depinde de noi să le accesăm, depinde de noi să cerem ajutor, să vorbim despre asta și să nu ne închidem. Mai fi avut multe de spus, probabil, dar simt așa că pe momentul ăsta e cel mai mulțumit. Dacă vreți să mă întrebați ceva, vreți să mai spuneți ceva. Sunt aici. Îmi vine să mulțumesc. Tuturor oamenilor care au fost alături de mine în perioada aceea și nu mai. Pentru că știam că am mulți prieteni. Dar știi cum e cu prietenii. Unii sunt, alții doar amici. Dar a fost momentul în care chiar am văzut că am prieteni. Și deși le spuneam, nu am nevoie de nimic, îmi dai seama ulterior faptul că au fost lângă mine acontate lor. Și vreau să le mulțumesc lor, nu sunt în această cameră. Și mulțumesc fetelor care ne-au ajutat acum. Să vă mulțumesc vouă că împărtășiți cu noi experiențele voastre. Să-i mulțumesc tatălui meu pentru că am făcut foarte multe lucruri pentru mine. Și mi-a fost înscris. Ei, și-am încheiat tot emoționat. Așa, ca să mă lași pe mine într-o stare de nașa. Îți împredau ștafeta cu emoții cu tot. Tot ne leagă atât de mult. Să o prezint pe Rita? Da. Da, apropo de chestia asta cu prânsul, știți că te apucă că nu te crezi. Cum a apucat pe mine și pe Mădălina la o terasă. Într-o zi după ce am ieșit de la un club. Adică un club din ăsta, un beach club, ca să zic așa. Și cu paparații după asta. Care nu știu unde au fost, în boscheți, unde, dar foarte, foarte, imaginile foarte detailate. Și la observator, la știri, pe toate site-urile. Deci, ca să înțelegeți că
nu întotdeauna ești, chiar dacă ai senzația, ești cu prieteni și totul este foarte frumos și perfect, este suficient un click să te apuce nebunie. Vreau să vă întreb dacă aveți nevoie de 5 minute de pauză, după care probabil noi o să mai vorbim așa o jumătate de oră, ca să știți cum vă face acest program. Probabil că la semin, la conferință o să vorbesc mai mult, dar acum, pentru că așa a fost să fie, o să mai vorbesc mai puțin. Spuneți-mi, aveți nevoie de pauză? Nu. Deci, trecem la subiect și eu care credeam că aveți nevoie de pauză. Sperai. Eu, așa cum am spus și cum spun de fiecare dată în seminarii și în ateliere, sunt doar un mesager. Ca să încep și eu, înainte să intrăm în mai multe informații și în două meditații, aș putea să încep și eu cu experiența mea, toate că pentru mine e un pic sensibilă experiența mea. De ce? Odată din egoism, deja plecat și m-a lăsat. Și a doua oară din neiertare. De ce din neiertare? Pentru că așa se întâmplă. Să știți că suferința cea mai mare nu vine din plecarea persoanei respective. Suferința cea mai mare vine din cei, de la cei care rămân în urmă. De ce? Pentru că ori sunt egoiști și spun, dar de ce m-ai lăsat singur? Și asta este egoism. Cu toate că știți foarte bine că există situații, cum a fost situația mamei mele, când știu clar că ei este mult mai bine acolo unde este. Eu aș fi fost doar fericită să mă duc să o vizitez din când în când la niște aparate, dar să fie acolo. Da? Să rămân acolo, să fie, să știu eu că e acolo și mă duc eu să o vizitez eventual la început în fiecare zi, după aia poate la două zile odată, că oricum e pe aparate, nu vede ea exact când vin și când vin. Deci din egoism. Dar cel mai important, zic eu, din neiertare. De ce? Să vă povestesc o întâmplare. Sper fără să plâng. Și acum, mami, chiar am nevoie de ajutorul tău. Să mă susțină. Mă întorceam din Italia. În Italia, unde mama mea spunea că ajung mai des decât la Breaza, ceea ce era adevărat. Ajungeam mai des la Milano decât la Breaza. Și asta era adevărat. Și mama venise la tratament. Eu foarte obosită, veneam din Toscana, un drum lung până la Milano, Milano aeroport, am venit acasă. În mod normal, ea nu mai era în București, dar doctorul amânase pentru încă o zi. Asta vă povestesc și ca pentru a ști pe viitor cum să ne comportăm cu cei care încă mai sunt în jurul nostru. Pentru că facem lucruri care ulterior ne fac să suferim. Am venit acasă, dacă este mama acasă, îmi plăcea să-i gătesc. Am zis, trec în drum, n-am răbdare să gătesc, mă duc să iau niște raci. Îi fierb, îi pun pe masă și e, adică e și fancy și nici nu stau 1000 de ani în bucătărie. Neîntrebând-o pe ea, de obicei eu întrebam, mama, acum că ești la mine, ce ai vrea să mănânci? De fiecare dată și ea vroia ceva special. N-am întrebat-o, am luat decizia să iau acești raci de la aeroport până acasă, în drum. Am luat racii, i-am fiert, i-am pus pe masă, poftim raci și am zice, a, dar eu aș fi mâncat un calamar. Ai mai mic calamar. Vă dați seama că am zis, a, nu ești mulțumită, eu m-am dus, am luat raci. De fapt,
ea săraca n-avea nicio vină. Eu eram obosită. Eu eram cea care deja mă simțeam înăuntru meu, în structurile mele prost, că nu-i găteam efectiv și că găsisem scurtătura. Și nu era vina ei. Dar eu imediat ce-am făcut? Nu ești mulțumită? Ce-am luat traci? De ce nu ești mulțumită? A fost ultima dată. Când am mai putut să-i gătesc mamei mele ceva. Și era atât de simplu să spun ok, o să-ți gătesc data viitoare. Nu neapărat să mă duc atunci să cumpăr, dar să gătesc, să găsesc varianta prin care să nu o agresez. Na. E, vedeți? Asta ce vedeți voi acum este o neiertare. Da? Și toate școlile din lume, și toate cursurile, și toate inițierile, nu te trec peste neiertările astea până nu treci tu peste ele. Așa că eu ce fac acum? De câte ori am ocazia, mi-aduc prietenii și le dau de pomană calamari. Și luați calamari și luați calamari. Și luați calamari și luați calamari. Da? Văd că mama nu m-a ajutat să trec ușor peste acest episod, probabil și pentru că aș vrea să vedeți că este normal să aveți astfel de momente. Cu atât mai mult la 6 săptămâni. Poate nu mai e normal după 7 ani, când deja sufletul în mod normal ar trebui să primească alte misiuni. Însă atunci când plângeți, cum plâng eu acum și cum am plâns 3 luni în fiecare zi și n-am ieșit din casă și m-am jelit cât am putut, a fost perioada mea de doliu, atunci când plângeți, să conștientizați că o faceți din cauza voastră, nu pentru că a plecat ea sau el. Voi plângeți pentru neiertarea voastră într-o anumită situație. Nu pentru că cineva a ales să plece. Ăla a fost destinul său. Voi ăștia care ați rămas în urmă, plângeți și suferiți. Că din suferință vine, da? Pentru că nu aveți iertările făcute. Cine are un șervețel? Da. Și atunci când aveți astfel de sentimente, mai ales în primii 7 ani, cu atât mai mult în primele 9 zile și 40 de zile, pentru că în primele 9 zile spiritul se ridică între 40 și 60%, în primele 40 de zile până la 80% și abia în 7 ani până la 100%, mai ales în această perioadă, când plângeți după cineva drag, să conștientizați că prin acest plâns și prin această exteriorizare nu doriți sub nicio formă agățarea lor de voi. De ce? În funcție de gradul de evoluție, m-am dat și cu rimele, nu puteam să... Și... Am găsit și ziua în care mă dau cu rimele, eu care nu mă marchez niciodată. Da. În funcție de gradul de evoluție, spiritele atunci când decid să plece, se desprind mai ușor sau mai greu de planul acesta material. În funcție de gradul de evoluție, își înțeleg alegerile și se duc împreună cu îngerul lor păzitor sau cu arhanghelul Azrael, care este răspunzător de cei care pleacă, dar și de cei care rămân în urma celor care pleacă. Mai ușor sau mai greu? De ce?
Ce înseamnă asta? Apropo de planul material. Sunt multe spirite care... De fapt, să o luăm altfel. Cum pleacă spiritele? Simplu. Ori așa s-au ales dinainte. Și oricât de greu v-ar părea vouă să credeți. Și indiferent ce moarte ar fi avut. A fost o experiență pe care și-a ales-o dinainte. Să o trăiască și să treacă prin ea. Ori... prin liber arbitru și prin anumite decizii din viață, a ajuns să-și îmbolnăvească sufletul. Și după ce așa a îmbolnăvit sufletul, acea durere a trecut în fizic și a cauzat o anumită boală, care, dacă există varianta aceasta, există și varianta în care se mai poate schimba ceva dacă spiritul respectiv conștientizează de unde îi vine acea boală. La fel, ce neiertare, neiubire, ură, mânie, neenumerați voi, l-a făcut să se îmbolnăvească, să-și îmbolnăvească sufletul ca apoi să-i treacă în fizic. Există varianta care... poate să schimbe chestia asta, să facă iertările, să renunțe la carne, să treacă pe, știu, plante, să schimbe tot, cu totul modul de viață, dar mai ales modul în care gândește. Pentru că, de fapt, noi de acolo ne îmbolnăvim, de la gânduri. Rațiunea noastră este unul din factorii principali ai cauzelor îmbolnăvirilor. Gândurile. Ca să nu mai spunem apoi de fapte și sentimente. Dar primele sunt gândurile. Sau alți factori, să-i numim factori malefici, pe care eu nici nu aș vrea să-i pomenesc. Pentru că odată ce îi pomenești, poți să le dai energie și nu are sens să intrăm în vibrație cu astfel de lucruri. Oricare ar fi modalitatea prin care spiritul decide să plece, orică și-a decis dinainte, sau prin liber arbitru, viața l-a dus spre acest final, toate variantele, absolut toate, sunt scrise în cartea vieții spiritului respectiv. Și nimic nu este întâmplător. Absolut nimic nu este întâmplător. Exact cum spunea Mădălina, la un moment dat, după toate fazele... Vedeți, mai de casa cu calamar. Da, după toate fazele în care am plâns și m-am dat cu capul de pereți, eu fiind una care am făcut, știu că am făcut tot ce am putut pentru mama mea. În acea săptămână am făcut tot ce am putut pentru mama mea. Mama mea a murit în 3 zile. Eu am predicat lumea în picioare. Când spun lumea, până și pe John of God, n-a vorbit el în viața lui cu mine, a vorbit la telefon, pentru că eu am sunat și am zis, nu, el trebuie să vorbească cu mine, eu am fost acolo, vorbești cu mine și tu, uite, la ora asta operează pe mama mea, operezi și tu cu ea. Ok. Aveam și oameni care erau acolo, întâmplător, nu? Dar nu era tot, nimic nu e întâmplător. Deci am făcut, din punctul ăsta de vedere, nu mă simt vinovată. Eu știu că am făcut tot ce am făcut pentru mama. Dar... ziua pe care și-a ales-o. De ziua mea de naștere. Da. Ziua mea. Când am venit de la Cluj, după ce am avut un seminar cu 200 de persoane la Sărbătorește-ți viața, oameni pe care la ora 6, când mama intra în operație, i-am pus să se roage și am simțit, eram sigură că o să... energie. Da.
După ce știam că a doua zi am o petrecere pe care nu am vrut să o anulez special ca să pot să-i rog pe invitații mei să se roage pentru mama mea, să prind și mai multă energie, că eu știam despre ce vorbesc și știam ce pot să fac. Ea tot a decis să plece. Ce-a făcut ea cu toată energia aia pe care eu am creat în jurul ei? A folosit-o să treacă dincolo. De ce? Pentru că așa era să fie. La ultima mea întâlnire cu ea, față în față, eu cu aparatele ei și cu corpul ei, ăla a fost, cred că, cel mai greu moment, chiar mai greu decât cel în care am aflat că a murit. Ăla mi s-a părut mie cel mai greu moment, când, după ce toată ziua mă rugasem să facă Dumnezeu o minune de ziua mea, pentru că, uite, Doamne, eu am fost cu minte, m-am dus, mi-am ținut seminariile, m-am rugat, mă duc și fac și, uite, toate mesajele pe care mi le dai, eu sunt pe misiunea mea, te rog frumos, ajută-mă, uite, mama mea, o minune de ziua mea, e și ziua mea, adică, na, fă ceva! Asta-i bine, dăm vina pe Dumnezeu când mi se întâmplă ceva. Și el săracul n-are nicio vină. Cel mai greu mi-a fost să-mi schimb rugăciunea, practic, rugămintea. Am zis așa, bine mami, înțeleg că e dificil și că oricum ar ce daseră rinichii, adică deja era egoismul despre care vorbeam, în care să spui, nu stai aici lângă mine cu aparate, cu fără rinic, fără aia, fără, tu stai aici, că vreau eu să stai cu mine. Și am spus, mami, ok, să fie cum e mai bine pentru tine, dar te rog frumos, nu de ziua mea. Era 9:15 seara. Am ieșit de acolo și m-am dus la petrecerea mea, pe care nu am vrut să o anulez, pentru că i-am dedicat-o. Și pentru că am făcut ce-au făcut Daci, bine, cel puțin în seara aia, după aia că am plâns de lume, asta e ceva. Dar în seara aia am făcut ce-au făcut Daci, da? Când am aflat că mama a murit, eu am lipsit 2 ore și jumătate de la petrecere, mulți dintre musafirii mei n-au știut. Am lipsit 2 ore și jumătate, am mers la tatăl meu acasă, am... stat cu el 2 ore, m-am schimbat din rochia mea siclamă într-o rochie neagră, într-o salopetă neagră. Și nu puteam, îmi venea să plâng, dar când știam că mi-a ascultat rugămintea, îmi dădea așa o stare, nu știu, chiar mi-a dat o stare de liniște cumva, pentru că pe actul de deces al mamei mele nu scrie 23 noiembrie. Scrie 24 noiembrie 0005. Da? Ca să vedeți că nimic nu este întâmplător și că ei ne aud și că ăla a fost cadoul ei de ziua mea. Iată, ne apucă furia de ce tocmai de ziua mea. Așa și-a găsit ea ce se vină. N-are sens să intru în amănunte să vă spun că atunci, pe 23 noiembrie, era acel, se deschisese un mare portal energetic și multe suflete au plecat atunci. Au acea energie mare pe care eu am degajat-o în jurul ei, ea a folosit-o ca să treacă ușor dincolo. Pentru că să știți că nici sufletelor nu le este ușor să treacă dincolo. Mai ales când vă văd pe voi cum suferiți. Mai ales când au ei neiertări cu voi. Mai ales când își dau seama că n-au făcut ei suficient de multe pentru voi. Sau că v-au supărat sau v-au chinuit cu ceva. Tocmai de aceea este foarte important cum vă raportați la aceste suflete.
Se spune că nu e bine să plângi pentru că îi ții agățați. Așa este. Dar eu care am știut teoria și am plâns 3 luni, ce să vă mai spun? Pot să vă spun atât. Plângi. Dar când plângi, trimite intenția că nu vrei să-l ții agățat. Și să ducă el să meargă în drumul lui. Tu rămâi în drumul tău. Și cu siguranță va fi lângă tine. I-ați visat? Îi visați? Da. Mult. Eu niciodată. Eu mult. Ei, vedeți? Eu nu visez. Deci la 6 săptămâni, când Mihail a făcut 6 săptămâni, eu am visat-o, că o ridicam așa, o țineam în braț și o ridicam în sus. Ea mi s-a făcut timpul bine. El îl visez un rău. Și foarte supărat. Pentru că nu i-a stat drumul. Știu. Da? Păi da, e supărat. Pentru că nu i-a dat drumul. Și nu-i dai drumul nici în momentul în care spui, dar de ce ceilalți se gândesc numai la el și la ea nu? Ea e mult mai ușoară. Deci numai că îl ții tu, îl țineți toți. Așa e. Da. Să știți că Dumnezeu ne iubește necondiționat. Și că cele mai mari frici ale omului sunt două. Frica de moarte și frica de a nu fi iubit. Frica de moarte pentru că au senzația că ceea ce au făcut în viață va fi judecat după fapte, ceea ce într-adevăr așa și va fi. Dar nu la modul la care să le taie cineva capul, ci pur și simplu vor fi judecați după faptele lor, după alegerile lor. Însă atunci când te întrupezi, tu știi toate variantele tale, de toată paleta ta de alegeri și de răspuns. O ai, o știi, o ai în ADN-ul tău. Deci, indiferent ce decizie iei, nu este una greșită. Acum nu vorbim de oameni care, și în general eu în seminariile mele vorbesc despre oameni care nu sunt oameni, au alte denumiri și iară nu coborâm pe vibrațiile. Vorbeam de oameni care știu că orice pas ar face este unul pe care și l-a ales dinainte. Și că poate de la un punct la altul e un drum drept, dar poate e și pe acolo și pe acolo. Nu, niciun drum nu este greșit. Când te duci drept, este drumul tău drept. Când te duci pe lateral, mai cunoști niște oameni pe drum. Mai cunoști, mai ai niște experiențe pe care nu le-ai fi avut dacă le aveai pe drumul drept. Oamenilor le e frică de moarte pentru că le e frică să nu fie trași la răspundere. Iar celor care rămân în urmă și cunosc viața celuilalt, dacă nu se încadrează niște tipare ale societății, încep să le fie frică cumva că wow, o să fie judecat după fapte. Și aici puteți să ajutați, dacă aveți astfel de frici, prin rugăciune. Este clar că voi nu puteți să influențați nimic din ce se întâmplă după aceea. Dar puteți să vă rugați pentru sufletul respectiv. Iisus Hristos. Știți cine e Iisus Hristos? Ai învățat, știu ceva de la sine. Fratele nostru. De ce este El fratele nostru? Pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Cine sunteți voi? Copil, tot copil. Copil, fiu, tot cam acolo, nu? Eu am o veste pentru dumneavoastră. Dumnezeu vă iubește necondiționat. Dar până la Dumnezeu mai e. Da? Eu vreau să vă citesc un fragment
Există un arhanghel care este un pic diferit de ceilalți arhangheli. Și asta pentru că a trăit înainte pe pământ. După care Dumnezeu l-a făcut arhanghel. Deci nu a fost arhanghel înainte. Se numește Metatron. Vreau să vă citesc ceva care sper să vă aducă puțin alinare și care să vă ajute să înțelegeți că indiferent în ce mod s-a desfășurat trecerea în neființă a persoanei respective, totul e perfect așa cum e. Repet, nu intru în alte cazuri, pentru că acelea nu sunt treaba mea și nici nu sunt eu în măsură să le discut. Da? Metatron spune: viața mea omenească mi-a dat capacitatea să înțeleg concepțiile și conceptele umane despre viață și moarte, care sunt concepte abstracte pentru cei care există dintotdeauna în cer. Știți că spiritul este nemuritor. Chiar și cei care își doresc să nu se bată moneda pe această informație, spun. Cum spun? Că există viață după moarte. În toate rugăciunile. Înțeleg teama puternică de moarte care se află la baza multor emoții omenești. Pentru că am trecut acest prag, doresc totuși să subliniez sentimentul despre care ați auzit adesea. Că într-adevăr nu există acolo nimic de care să vă temeți. Timpul este planificat după calendarul sufletului vostru. Iar moartea nu poate avea loc înainte de a sosi acel moment. Deci nimic nu este întâmplător. Nu există moarte prematură sau moarte neplanificată sau neplăceri legate de moarte sau și neplăcerile legate de moarte sunt generate de imaginația omenească. Chiar și cei care au o moarte violentă sunt scutiți de suferințele atroce, în primul rând datorită intervenției lui Dumnezeu. Sufletele lor sunt eliberate din trupuri în momentul inevitabilității, cu mult timp înainte ca suferința să se poată instala. Desprinderea de eveniment are loc deoarece ei s-au concentrat deja pe realizarea a ceea ce urmează după existența lor fizică. Fascinația pe care o au trăind o nouă viață după ce pleacă de aici înlătură orice concentrare asupra suferinței prin care oamenii par să treacă în momentul morții. Vă asigur că toate acestea vin din compasiunea Tatălui nostru Suprem Ceresc, care este cu noi toți întotdeauna. Să știți că de multe ori eu mi-am dorit, de când eram mică, aveam un zicală, ziceam că eu vreau să mor în somn. Nu știu ce aveam cu moartea de când era mică, dar probabil o să aflu în curând. Eu știam că vreau să mor în somn. Eram la școală, chiar la ultimul grad, acum 6, când doamna profesoară a zis: cea mai cumplită moarte este aia, să mori în somn. Oh! Oh! Și da. Probabil că este, pentru că de fapt nu știi ce se întâmplă cu tine. Tu ai adormit și te trezești dintr-o dată și atunci ai momentul ăla în care nici tu nu știi ce să faci. Vezi un înger, dar cine ești tu? Dar asta e așa, asta poate visezi. Da? Se spune că cea mai ușoară moarte este cea a celor care au suferit mai mult timp. De ce? Pentru că au dat timp familiei
într-un fel sau altul, să se obișnuiască cu ideea. O moarte care rămâne întotdeauna cu întrebări în urmă, adică în urma celor care rămân, sunt morțile violente sau subite. Dar și acelea au rostul lor. Probabil că rostul lor este acela de a nu mai supune spiritul unei lungi suferințe. Lungă suferință care să ne ajute pe noi să ne obișnim cu ideea, după cum vă spuneam. Indiferent cum ar fi, să știți că toate sunt deja planificate și oricât de mult am vrea noi să intervenim, n-avem cum. Există posibilități să intervenim doar acolo unde nu este alegerea 100% de la început să se întâmple chestia asta și probabil că nu e cazul dumneavoastră. Adică al copilului. Mm. Probabil că într-adevăr i-au plecat împreună, pur și simplu. Mm. Însă nu cred că există durere mai mare și vă înțeleg și vă asigur de toată iubirea necondiționată și de tot sprijinul energetic pe care noi putem să-l aducem acum aici, chiar și prin prezența noastră. Și să sperăm că fiecăruia în parte o să-i prindă bine această zi și o să înțeleagă poate mai multe și o să-și dea seama că nu aveați ce să faceți mai mult decât ați făcut. A fost foarte multe semne de care nu țin cont. Enorm de multe semne. Semnele vin ca noi să înțelegem lucruri. Nu le-ați înțeles la momentul respectiv. Iertați-vă, n-ați făcut nimic greșit. Au plecat înainte ca voi să vă faceți iertările. V-au supărat ei pe voi. Asta este. Hai să trecem peste. Cel mai... Și eu mi-aș dori să-i dau mamei mele calamar, dar acum îl dau prietenilor. Mi-a cerut o melodie. Mie nu-mi cere nimic. Ba da, nu că nu-mi cere nimic. De câte ori îi fac comana, îmi spune exact ce să cumpăr. Dacă mă duc să pun mâna pe o conservă, îmi zice, nu, e prea ieftină, e altă. am vrut să iau odată, nu mai știu ce, nu-mi place aia, nu-mi place ea. Mama mea a fost a gătit foarte bine, a fost șefă de restaurant, avea un adevărat cult cu masa, cu... Eu mâncam întotdeauna ca o prințesă, așa mănâncă și fetele mele. Se vede că tiparele, unele tipare se refolosesc. Ăsta e un tipar bun, că am avut de curățat și pe tipare de la mama, care nu erau neapărat potrivite pentru mine în relația cu copiii mei, dar asta este o altă discuție. Primesc aceste mesaje și am grijă de ele și le prețuiesc. Și să nu vi se pară că ați luat o razna dacă o să primiți anumite mesaje. Sau o să vedeți, nu știu, poate o melodie o să vă spună un lucru, sau o să vedeți o imagine, sau o să vă vină un gând. Alea sunt mesaje, nu le ignorați. Poate o să-ți vină într-o zi, cum vine, m-am dus vineri, m-am dus la Mega și am văzut o bătrânică pe acolo și zic, ia să iau eu pâine, niște măsline și o apă minerală să-i dau mamei de pomă. Așa mi-a venit. De fapt am zis o pâine și apă minerală. Și când am trecut pe lângă bancul ăla, cum e la Mega cu multe măsline, mamei îi plăceau măslinele. Zic, hai să iau și o cutie cu măsline. Ies cu pâinea, măslinele și apa din magazin, bătrânica... Ciu-ciu, plecați. Mă uit în jur, zic, ok. Mă uit în jur. Nimeni, nu, na. Pă ce, oprești pe cineva, pă să te spre vrei să ieși tu astea, na. M-am dus la aprozar, era o doamnă care era mama doamnei care vindea. Și zic, nu vă spărați, doamnă, știți, am cumpărat pentru bătrânica, dar nu mai e bătrânica, pot să vă dau dumneavoastră. Și dau, la care fata ei zice,
Nu pot să cred. Acum 5 minute am zis că aș fi mâncat niște măsline în salată. Și înțelegeți, nimic nu este întâmplător. Eu mi-am primit mesajul. Eu am vrut să fac chestia aia și era și sete și vrea apă minerală, că avea plată. Deci, mama mea a murit și știu și de atunci mi-a spus în continuu, că a murit fiindu-i foarte sete. Asta e singurul lucru pe care îl știu și pe care mi l-a tot repetat. În rest, nu o visez. Poate s-o visez, cine știe. Poate nu e momentul. Poate n-are nimic să-mi spună. Sau poate... Nu vrea raci. Raci, dar încă de fiecare dată. Dar dacă mi se transmit și noi suntem prea toți să înțelegem. Păi eu asta încerc să vă spun de acum și începând de astăzi. Lăsați simțurile să vină la voi. Lăsați mesajele să vină la voi. Nu le mai blocați crezând că vi s-a părut sau că e doar o întâmplare sau că... Adică poți să intri în un magazin să ai senzația că el spune să-i dai de pomană un lucru. Ia-l și dă-l! Dar dacă ai senzația că toată lumea așteaptă ca tu să înțelegi ceva și tu aștepți să înțelegi ceva și ajungi la concluzia sunt proastă de tot în cap. Hai să ne învinovățim. Nimic. Hai să ne învinovățim un pic ca să ne putem îmbolnăvi mai ușor. Da. Faceți o rugăciune. Faceți niște rugăciuni speciale ca să căpătați clara audiție, clara viziune. Dacă poți. Dacă te poți concentra. Dacă poți. Dacă nu, după primele două cuvinte s-a dus rugăciunea în bălării. Și nu mai știi nici cum te cheamă. E din două propoziții. N-ai timp să gândești la altceva. Păi uite, mi-a ridicat-o la fileu și așa e târziu. Hai să intrăm noi în meditație și rugăciune. Da? Și o să cerem și ajutorul pe această... Dar, înainte de asta, știu că există trei întrebări în sală. Cine sunt cele trei persoane care vor să-mi pună cele trei întrebări? Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Înainte de 40 de zile să-i fac pomana, a fost prima oară când l-am visat și mi-a zis sunt aici, nu dispera. Da. Înainte să se plinească, am venit cu 5 luni înainte de nota de argint. Înainte, de fapt, în ziua respectivă, căutând în telefonul lui, în care am umblat până atunci, abia câte ori, mi-a spus, pur și simplu așa, e înregistrat acolo. Alo, sunt aici. Cum să-mi explic că a intrat vocea aceea acolo în telefonul ăla? Deci, dânsul este aici. Înțeleg clar. Dar dumneavoastră de ce mai purtați negru? Din obișnuință? Nu. Nu, eu sunt o tipă în general elegantă și sunt inginer colorist. Deci, culoarea era modul meu de exprimare. Păi asta zice și el. Și... Deci ai fugit de aeropași. Nu pot să renunț. Astăzi sunt 2 ani și 4 luni. Da, nimic nu e întâmplător. Și nu pot să renunț în tot timpul negru, total. E momentul să luați o pauză și să vă întoarceți la culorile dumneavoastră. Am fost îmbrăcată de câteva ori în vara asta, în alte culori. Și cum să vă spun, aveam așa o senzație de vinovăție. Așa. Nu mi-am oprit. Exact. Deci senzația de vinovăție. Ce v-am spus? Faceți iertările cu voi. Senzația de vinovăție că nu i-am cumpărat calamar mamei. Mă face să plâng și acum la aproape un an de la moartea ei. O să mai plâng de câteva ori pe tema asta, dar la un moment dat o să-mi treacă. Pentru că mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Și știu că în momentul respectiv am făcut tot ce am putut eu. Și ăla a fost momentul. Aia era conjunctura și acum dacă și cu parcă să plimbau în barcă, nu mai contează. De ce să ajung să mă îmbolnăvesc eu pe mine simțindu-mă vinovată că nu înțeleg, că nu mă visez, că nu aia, că nu aia? Nu, astea sunt doar în mintea mea. Mama mea nu ar vrea așa ceva de la mine,
Mama mea vrea să fiu fericită, mama mea vrea să fiu sănătoasă, mama mea vrea să fiu bucuroasă, să mă bucur de viață, să mă îmbrac în culori frumoase. Și dacă simt eu într-o zi să plâng și să mă îmbrac în negru, da, să o fac, dar să nu devină ala lor. Mi-am dat jumătate din garderob acolo la... Nu ai nimic ca să o cumpărați la lume. Deci eu m-am îmbrăcat în roșu și am zis că nu știu. M-am îmbrăcat în negru, sunt foarte tristă. Nu aud decât primesc anumite, nu, primesc anumite la cumpărături în general, mai ales gânduri. Pentru ea, gândurile, da. Ea conserva, ea nu lua pe aia, vrea, nu știu ce, astea sunt. Da. Deja s-a obișnuit și tata cu gândurile astea. Eu îi aud tot timpul. Când am cât un obstacol, mama mea că săptămâna asta face 6-0. Când am cât un obstacol, îi aud, mă strigă. Vă spun. Și nu spun cuvânt. E o chestie telepatică în imagini, așa sau este. Senzații și spun, mama îi spune tatălui, că eu și dialogul dintre ei, culmea, așa, mama îi spune, sunt în stare de somn și realitate înainte de a mă trezi dimineața, îi auz, sau noaptea, când se dorm. Și mama îi spune, o întoșănește pe tatăl, las o dragă că știe ea ce face. Nu mai tot, dar tata îmi spune, ai grijă? Ai grijă? Deci eu tot timpul, sau mă duc la cumpărături, cum spui, și mă lovesc de ceva. Și zic, pardon, scuzați-mă și mă uită în jurul meu nimeni. Dar simt că e cineva acolo, e ceva. Ce concluzie trage noi din asta? Eu am mai citit. Așa? Am mai văzut filme, am mai făcut școli. Ce concluzie? Eu știu foarte clar. Că încă? Sufletele noastre sunt vii. Asta este clar. Noi. Și sunt printre noi? Sunt printre noi, ne comunică. Știți de ce nu le auzim tot timpul sau nu le vizăm tot timpul? Orică îi plângem prea tare, orică suntem hrăniți, orică ne închidem ferestrele sufletelor și nu lăsăm lumina. Știți, eu m-am rugat foarte mult pentru mama mea când eram comă, s-o ierte Dumnezeu și s-o ia. Și m-am rugat la Îngerul Păzitor și m-am rugat la Dumnezeu și la Domnul Iisus. Și parcă nu era destul. Și apoi am dat în liniște și am zis, Doamne, trimite mesajul corect. Și am stat în liniște și apoi m-am dus la mamica mea, am sărutat-o pe frunte și am zis, mamica mea frumoasă, iubita mea, nu sta pentru mine că sunt singură pe pământul ăsta și poate nu vrei să te desprinzi, pentru că chiar sunt singură, singură, singură. Și atunci am zis, du-te, te rog, du-te, uite-ți promit că o să am grijă de mine. Acolo unde îi primește, vă spun, de 6 luni, ceva îmi spune, i-am promis mamei mele că o să am grijă de mine, nu trebuie să merg aici, nu trebuie să fac asta. Și tot timpul îmi spun, nu trebuie să mă apuce deznădejdea, tristețea, urlatul, mă sculam noaptea și mă scol încă și spune, mămica mea, cum să fac să te îmbrățișezi? Lasă-mă măcar cu ochii închiși să vin la mine să te îmbrățișezi. Mi-e atât de dor, de mor de dorul tău. Poate că n-am murit tata, poate că n-am murit fratele, poate că mi-a murit copilul născut. Poate n-am simțit atâta durere cât simt când s-a desprins mama mea de un cordon umbilical. Cred că toate care aveți mame pe pământul ăsta, spuneți-le des că le iubiți. Eu îmi reproșesc cum mai repede. O mai repezea. Îi mai zicea, mai mama, tata, nu mai le repeziți pe mamele voastre. Spuneți-le tot timpul că le iubiți. Făceți-le mici gesturi frumoase atunci când dar nu doare mame, pe toți cei și pe toți cei care sunteți. Mi-a murit și chiar murit. Dacă... Poate l-am repezit. Nu știam cum să-mi cer iertare. Doamne, zic, iartă-mă că te-am repezit, iartă-mă că... n-am fost, poate... N-am știut să spun te iubesc. N-am știut să spun te iubesc. Sau soțul, sau prietenă, sau... N-am știut să-i spun și atunci am zis la toată lumea că sunt în viață, spuneți că iubiți. Da. După aceea comunicați și o să vi se pare că i-ați visat, sau că auziți, sau că e un semn, sau că e un ceva. Rugați-vă la Dumnezeu pentru sufletele lor. Poate și ei acolo sunt rătăciți, vor să vă zică ceva. Și așa cum ne bâlbuim noi aici, poate să bâlbuie și ei dincolo. Nu? Așa este. Și să știți... Mesajul Mihaelei, cu timpul spune, să spun la toți părinții care au copii, să le spună fiecare zi cu de maturități. Așa este. Și nu doar părinților, tot timpul ci sunt tuturor celor din jurul nostru. Și... E... Dar cel mai important... Cel mai important este să nu judecați nimic din jurul vostru și mai ales să nu vă judecați pe voi.
să nu vă judecați, să nu vă simțiți vinovați. Ați făcut tot ce ați putut în momentul respectiv și faceți tot ce puteți în fiecare moment al vieții voastre. Dacă vreți ajutor mai mult pentru aceste momente, cereți-l dinainte. Doamne, ajută-mă să fac eu ce e cel mai bine pentru mine sau care e potențialul meu maxim. Ajută-mă să fac în fiecare zi. Dimineața când vă treziți. Dar în rest, la sfârșitul zilei, faceți o rugăciune de iertare și pentru voi și pentru sufletelul vostru. Că atât ați putut în ziua respectivă. Și eu nu vorbesc aici de oameni care fac rău intenționat, ca să ne înțelegem, da? Nu vorbesc de oameni care sunt pe altă vibrație și care răul este lucru pe care le conduc viața. Nu vorbesc de oameni care... Da, dacă există în rău, cum îi protejezi? Te protejezi de ei. Nu îi lași să te afecteze. Nu poate nimeni să te afecteze dacă tu nu îi lași să te afecteze. Nimeni. Știi ce te afectează? Așteptările pe care tu le ai de la alții. Crede-mă că spun în experiență de astăzi. Și eu așteptam azi un telefon și n-a venit. Deci nu puteți să vă așteptări. Ai înțeles? După care m-am gândit. Nu, despre ce vorbim? Ce așteptam de fapt? Nu e vorba de așteptări. Mai degrabă vorba de, mă rog, nu. Ba da, contează. E vorba de persoane care sunt fac rău intenționat și tu știi asta? Da, și oricât de multă dragoste și oricât de mult că m-am învățat să nu judec, că nu-i dreptul meu, nu se cade, le-a dat Dumnezeu, să le dea Dumnezeu ușurița să-și ducă crucea, eu mă duc pe mea pe lor, încerc să ajut cât pot. Nu fac bine în prezența lor. Telefoane și așa. Nu fac bine. Perfect. Rălește-o. Până la mai dă loc. Știu, da. Există și momente în care nu se fac. Da, când te referi că sunt din primul cerc, nu? Da, crede-mă că știu. Da, că nu. Dar, repet, nu intra în rezonanță cu ei. Da. E alegerea ta să mă intrebi. Nu, mă trezesc la final că sunt plină de spume. De spume. Și știu. Eu trebuie să mă despar. Și zic, de ce ea le-a dat voie? Ei nu tu te descarci. Ei prin discuții se încarcă de la tine. Da. E diferent. De ce le-am dat voie? Doar că... Haideți să dăm drumul la meditație. Păi da, dar acum dacă știi, de ce mă întreb pe mine? Că știi. Eu doar te-am confirmat. Da, știu că e, dar nu știu cum. Haideți să facem o meditație. Nu știi cum? Exact așa. Nu mai intra în rezonanță și încearcă pe cât posibil să nu le mai dai din puterea ta. Și nu numai asta, încearcă să eviți cât de mult contactul și discuțiile cu astfel de persoane. Asta e singura variantă. Vă rog frumos să închideți ochii. Numai că, gata, numărul mi l-am făcut. Mi-am terminat. Vreau să respirați profund. Respirația este foarte importantă. Spatele drept. Palmele pe picioare. Ca și cum ați primit ceva, cu palmele în sus. Vom face o meditație. Cu Arhanghelul Rafael. Respirați profund de mai multe ori. Simțiți cum o lumină albă, strălucitoare, vine de sus și vă intră prin creștetul capului, prin chakra coroană. Vă inundă tot corpul. Acolo unde e întuneric, insistați cu lumină. Până când vedeți că tot corpul vostru este plin de lumină. Toate organele strălucesc.
din vârful capului până în vârful picioarelor. Vedeți cum lumina vine din vârful picioarelor, se ridică pe picioare, prin abdomen, până în piept. Și cu o respirație profundă, spuneți: afară tot ce e rău, nefolositor, neiertat din mine, de acum și din altă viață. Îngerul vostru păzitor se apropie de voi. Îi simțiți iubirea necondiționată. Vă spune: am fost mereu aici. Te iubesc necondiționat. Ești minunat așa cum ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Iartă-te. N-ai făcut nimic greșit. Ai făcut tot ce ai putut. Sunt aici să te ajut de câte ori ai nevoie de mine. Dar nu pot interveni peste liberul tău arbitru. Cheamă-mă și voi veni. Vă ia de mână și împreună zburați prin galaxie. Jucându-vă. Dar de minunici. Și mă îndreptați spre o planetă verde. Planeta verde, smarald, planeta Arhanghelului Rafael. Treceți prin pădure și ajungeți la un luminiș. Acel luminiș este un pat de cristal. Smarald, verde. Mă suiți pe el și simțiți și-l vedeți pe Arhanghelul Rafael cum vine. Și-și pune mâna mâine peste trupul vostru. Spune-mi: am venit aici să te vindec de rănile tale sufletești, de tot ceea ce n-ai iertat încă, vis-a-vis de spiritele care au plecat. Ești în siguranță aici și acum. Te învălui în lumina mea verde și vin toate rădurile și neiertările. Și îl chem pe Arhanghelul Azrael. Să-ți aducă sprijin și mângâiere. Iar voi îmi rugați: Arhanghele Azrael, te rog să-mi aduci mângâiere acum. Te rog, ajută-mă să mă vindec. Te rog să-mi înalți inima deasupra greutăților și să-mi dau seama de binecuvântările aduse într-un mod inedit în viața mea prin această pierdere a acestei persoane sau persoane. Persoane sau persoane. Te rog să reverși
energia ta asupra este. Arhanghelul Azrael îl cheamă pe Arhanghelul Zadachiel. Și voi mă rugă. Te rog, ajută-mă să-mi vindec inima. Dacă am o neiertare cu și spuneți numele persoanelor care au plecat, ajută-mă să o elimin de plin. Dacă este ceva ce nu văd, te rog, ajută-mă să văd clar. Dacă e nevoie să am mai multă compasiune pentru mine și pentru cei din jur și pentru situația aceasta, te rog, umple inima cu compasiune. Dacă sunt neliniștit sau îngrijorat, te rog, umple inima cu credință și liniște. Las această situație care m-a făcut să sufăr atât pe de-a întregul în seama lui Dumnezeu, care va avea grijă de orice amănunt cu grație și armonie spre binele meu suprem. Mulțumiți cu recunoștință. Celor doi, Arhanghel Azrael și Zadachiel, și rămâneți doar cu Rafael. Care îl cheamă pe Raziel și îl roagă, ajută-i să-și deschidă mintea către secretele divine ale Universului. Ajută-i să înlăture orice convingere limitatoare sau temere. Ajută-i să poată să aibă înțelegerea spirituală a acestei situații la cel mai înalt nivel. Eu, Rafael, vă ajut acum să iertați ce nu puteți ierta. Spuneți în gând ce anume nu puteți ierta față de persoana care a plecat. Și apoi, ce anume, nu vă puteți ierta pe voi față de persoana care a plecat. Vă observați. Arhanghelul Mihail vine și vă învăluie în lumina lui. Albastru indigo. Și vă ajută să tăiați toate porțile care vă împiedică să mergeți mai departe. Și ajută pe cei plecați să meargă împreună cu Azrael
acolo unde le este locul. Și asigurați că veți fi bine. Și că veți vindeca. Vă dați jos de pe pat. Mulțumiți cu recunoștință tuturor arhanghelilor care au venit acum aici să vă ajute. Vă luați de mână cu Îngerul Păzitor. Mă întoarceți prin galaxie. Aterizați pe pământ, spunându-i mamei pământ cât de mult o iubiți și cât de mult îi sunteți recunoscători pentru energiile pe care vi le dă în fiecare zi. Vă luați la revedere de la Îngerul Păzitor, îmbrățișați. Priviți în sus cum entități de lumină se îndreaptă spre cerul lui Dumnezeu, știind că acelea sunt persoanele voastre dragi, care sunt bine, așa cum veți fi și voi. Și când sunteți pregătiți, vă întoarceți în această sală. Mulțumim cu recunoștință pentru clipele pe care le aveți de trăit aici pe pământ și încercând să faceți din fiecare clipă una plină de bucurie și fericire, pentru că misiunea voastră personală care ați venit pe pământ nu e alta decât să fiți, să fiți fericiți. Să aduceți energie bună în jurul vostru și să ajutați această planetă să devină un loc mai bun. Amin. Am o surpriză pentru voi la final. Vă mulțumesc că ați venit, atât eu cât și Florentina și Mandarina, ne bucurăm foarte mult pentru fiecare dintre dumneavoastră. Așa cum v-am spus, o să organizăm cu voia Domnului o conferință care să dureze toată ziua, în care să vă aducem și alte puncte de vedere asupra subiectului. Că, în general, am înțeles eu din experiența mea, cel mai bine e să știi lucruri și apoi să-ți faci tu propria părere asupra vieții, asupra spiritului. Eu vreau să vă spun că sunteți minunați.
așa cum sunteți. Că n-ați făcut nimic greșit, că Dumnezeu vă iubește necondiționat. Că aveți un înger păzitor care vă iubește necondiționat. Și că... e greu să pierzi pe cineva drag, însă face parte din ordinea lucrurilor. Iar dacă încă aveți situații nerezolvate cu persoanele care au plecat deja, vă sfătuiesc, dar tam nu vă dau sfaturi, vă spun părerea mea. Scrieți-le scrisori și scrieți-le până când rezolvați ceea ce aveați de rezolvat, până când dați drumul. Eu sunt convinsă, mai plâng de două ori maxim pe tema cu calamari. Da, uite, vezi? Da. La 6 luni am plâns foarte mult pentru că mi s-a părut că a trecut atât de repede 6 luni, încât am zis, Doamne, nu m-am gândit la mama mea când au trecut 6 luni. Eu care în fiecare noapte i-am făcut un mic altar și i-a prins o mână. Deci nu cred că a fost o zi în alea 6 luni să nu i-a prins, seara lumânarea când veneam acasă. Deci și totuși am plâns o grămadă pentru că am zis, când au trecut aceste 6 luni? Parcă acum am adus acasă. Deci ce-am făcut? M-am gândit la mama tot timpul ăsta. Timpul trece. Trece. Și o să vă treziți că poate nu v-ați mai gândit intens o lună sau o săptămână sau 3 zile. Nu-i mai. Este că viața merge înainte. Nu uitați că ei sunt acolo sus și devin îngerii voștri, unii dintre ei. Asta și dacă îi ajutați voi să se ridice și să ducă acolo unde au de mers. Aici, pentru cine dorește, cei care din seminarii știu despre ce este vorba, mesaj. Nimic nu este întâmplător. Cine dorește, poate să vină, dragă, să-și aleagă. Păi așa, că nu știu. Poetica începe. Și aici, când unde mă puteți găsi pe mine. Dar, vă rog, cine dorește să-și tragă mesajul, după care o să ne luăm la revedere. Bineînțeles, nu înainte, dacă cineva dorește să ne împărtășească din experiența din meditație, poate există cineva, sau poate mai aveți încă una din cele două întrebări. Așa și este, asta am spus, este dureros să ajung să ți-l rog copiii. Nu este din afirii, dar vă recomand să vă apucați de ceva. Eu am scris peste 30 de cărți. Abia am reușit să termin, după moartea soțului, două cărți începute. În schimb, m-am apucat de pictură. Primul lucru, m-am apucat și m-am pictat icoane. Pardon. Am pictat icoane. Am trecut la pictura normală, pictură pe lemn, pictură pe pânză și am o satisfacție fantastică. Așa este. O ocupație binevenită. Vreau să știu și eu. Am stat și am plâns un an jumate. Ajung. Și hai să ieșim și din hainele astea. Eu n-am putut să țin o zi. Doar la... Fiecare e special în felul lui. Nu vă mai judecați. Am fost doar atunci. Fiecare cu povestea lui. Iubiți-vă așa cum sunteți. Da? Da? Eu sper să vă fie de folos și ce să zic,
Țineam legătura pe Facebook. Și pentru cine n-are Facebook? Păi ce e mail? Pe am mail. O versiune pe ok, avem mail. Câte lucruri bune găsiți. Și eu aveam. Da. Ca de exemplu, aici. Nu, da. Mai vreau să știu din mesajele pe care le-ați tras, mi se potrivesc? Perfect. Da. Le-ai scris special. Care e ideea? E scris pentru tine. A ajuns la tine exact mesajul pe care aveai nevoie. Da. Am făcut. Mi-am scris câteva.